bitch, but she know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a Rolls, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pull up in a Rolls, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pulling up, being on I'm swerving. Bad bitch, but she know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a Rolls, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. Pull up in a Rolls, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. I don't wanna talk or to listen. Diamonds on me drip, I'ma wishing well. Don't know what you seen in me, girl. You was my all, you believed in me, girl. First day we spent was not real to me, girl. Next time I promise to give you the world. Diamonds be shining, you dripping in pearls. Girl, I ain't lying, you know you my world. Girl, I can't pass up on my love. Addicted to you like a drug. Hoping that this is enough. Running to you, you the one. Running to you, you the one. Pulling up, but you know I'm swerving. Bad bitch, but you know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a Rolls, now she wanna roll. Woohoo! Vă pup, viețile, vă pup, frate. Stați așa că vă rog să mă credeți că am 15 milioane de chestii deschise și de-aia am și întârziat un pic. Gata, gata, am oprit muzica, am oprit tot ce trebuie. Vă salut și vă pup pe toți și vă mulțumesc mult de tot că sunteți cu mine în seara asta, frate. Deci azi o să fie un live mai special. Cine a fost... Am luat-o să dansăm, că n-ai live special. Trebuie să intrăm bine rău de tot în pe vibe astea. Deci am fost până acum... Gata. Poți să mă duc să mănânc? Da, iubirea mea, du-te și pe apă. Că ești gura, e foame, mă. A fost plecată până acum, iubirea mea. Deci pentru cine știe și pentru cine a fost pe live, am făcut până acum un live la The Sami pe canal. Ne-am jucat... Bebe, mi-ai stins calculatorul cumva? Cred că mi-ai stins calculatorul, nu? A, e forță, nu e că e forță, pot să vă prezint și eu monitorul și astea, e ok, e perfect. O să mai dureze puțin, până atunci vreau să vă zic că, deci a fost așa, pentru cine n-a fost la The Sami, am început, Raul Varga cu 5 lei, mersi mult de tot, bro, de donație, deci am început cu Fasmofobia. Ai spart KFC-ul, ai spart sucul, și mai și mâncăm, ia uzi. Noi, deci seara asta se anunță cu belele, mare rău de tot, strigoși. Hai că forță, ne-am spart astea, mi-a închis calculatorul, bine rău de tot seara asta. Două secunde durează și rezolvăm tot, îmi cer scuze. Gata, iubire? Deci, am început cu Fasmofobia. Sami, știți ce mi-a făcut la Fasmofobia, la el pe stream? Îmi închidea lanterna și mi-o aprindea și îmi zicea, vezi că vine fantoma. Și eu nu știam unde să fug, unde să mă ascund, mâncați. Și eu nici nu știam că se poate să-mi controleze el lanterna aia, ești nebun? După aia ne-am jucat, după aia a avut el un interviu super mișto cu cineva de la Ember și mi-a plăcut super mult. Deci a fost unul dintre puținele interviuri pe care le-am urmărit, în care chiar m-au atras, frate. Deci chiar am simțit că sunt și eu acolo. Vorbeam și eu. Eu ascultam aici în căști, dar parcă vorbeam și eu aici, puneam întrebări astea. După aia ne-am jucat, am fost la Sami și m-am simțit bine. Mă bucur mult de tot. Acum o să continuăm toată nebunia. După aia ne-am jucat Fortnite, că mulți ați vrut să jucăm și Fortnite, că eu sunt paletă cu Fortnite. Am jucat eu prima dată și multe comentarii mi-au zis că eu jucam cu boții, frate, la Fortnite. Deci practic când ești level 1 sau level 1, level 2, level 3 pe acolo, piși cu boții. Eu eram fericit că bat playerii ăia, dar nu era rank, nu era nimic. Nu construiau oamenii ăia și câștigam și eu, știți? Și după aia când au început să construiască și aia nu mai înțelegea nimic din ce se întâmplă, știi? Asta e. Bebe, curge rămâne aici? E ok? Of. Așa mă, viețile mele, și am încheiat live-ul. Cristian cu un euro, salut, te pup, vă pup pe toți, frate, vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici cu mine seara asta. După aia am încheiat cu un meci de Warzone. Ia uite-l pe Samuel aici, ce se uită el la live stream, o să-l vedeți și pe el imediat. Și de ce este ăsta un live special? În primul rând ne jucăm Fasmofobia cu Sami. Știu că mi-ați zis voi în niște live-uri să joc Fasmofobia cu Sami. Practic Sami m-a învățat, mi-a zis, băi, vezi că ai și tu acolo unde la în care vezi temperatura, intră și tu, vezi în care e mai îngheța, în care sunt temperaturi mai mici și după aia te duci, iei alea. Practic el m-a introdus în lumea asta a Fasmofobiei sau Fantasmagoria, cum mai zic niște tovară, știți ce zic? După aia o să concurăm.
1v1 cum ar veni, dar bine, nu jucăm eu împotriva lui, o să jucăm Call of Duty Warzone. E un joc Battle Royale și o să sărim în părți diferite și cine face cele mai multe kill-uri o să câștige acest monitor, dar o să-l câștige în ce sens? O să câștige practic șansa de a-l da giveaway. Adică orică o să-l câștig eu, orică o să-l câștige Sami, o să vină tot către voi. Deci voi sunteți câștigătorii acestui monitor. De ce este acest monitor atât de special? Deci monitorul ăsta are 144 de Hz. O să vă explic detaliile astea, ca și cum mi-aș explica mie, că eu pe review-uri, pe astea, pe IT-sme, pe nu știu, eu, deci știu că multă lume nu se pricepe, frate, la chestii de-astea de gaming și o să le explic cât să înțeleagă toată lumea. Deci 144 de Hz înseamnă că ați văzut că, de exemplu, la Fortnite, la Phasmophobia, la CS, mișcările sunt super rapide, se aude ceva din spate, te întorci și vrei să vezi fantoma, știi, 346.000 am făcut 3.000 de like-uri. Mamă, sunteți incredibili, jur, deci sunteți incredibili. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată că sunteți aici și sper să ne distrăm în seara asta, frate. Pe lângă 144 de Hz, îl avem și pe Blast acolo, membru, te pup, bro, bine ai venit la noi în familie aici. O mai vrem pe Cesi, băi, frate, am avut o problemă aici și a curs niște suc și Cesi acum strânge. Deci Cesi poate o să vină puțin de tot mai târziu. Pe lângă 144 de Hz, acest monitor are și un... are timp de răspundere de 1 milisecundă, ceea ce face imaginea și mai clară la mișcări rapide și așa. Și având un monitor de acest gen, ești cu un pas înainte față de adversarul tău, știi? De asta e foarte tare. Acum, de ce e monitorul ăsta într-adevăr atât de special, frate? Pentru că, deci, eu știu că mulți dintre voi sunteți la școală și știu cum e, frate, să vină mami la voi și să vă zică: Alexandre, ți-ai făcut și tu temele? Și mamă, vreau și eu să mă joc puțin și le fac după. Nu, le faci acum. Tu îi spui lui mami că... Deci, stați așa să-l vedeți mai bine. Justina cu 10 lei, mersi mult de tot. Deci, el are o aparență de monitor office, da? El e monitor de gaming, dar e undercover office. Asta e faza. Deci, mami, eu mi-am luat monitorul ăsta pentru să fac proiecte, să nu știu ce. După aia, când mai avansezi în vârstă, ai relații, uite, de exemplu, eu cu Cesi, o să apară problema aia. Bebe, dar tu te-ai căsătorit cu monitorul ăla sau nu mă mai bagi și pe mine în seamă deloc? Te joci într-un la calculator și tu ce faci? Bebe, nu vezi că sunt pe monitorul ăsta de office, îmi fac un proiect aici, lucrez, nu vrei să aduc bani în casă? Deci, care-i faza? Tu zici că e un monitor office când de fapt el e de gaming. Tu ai dat un alt tab, ai selectat tot acolo și e perfect, frate, monitorul ăsta. Țin să mai menționez că este de 23 de inci și cel pe care îl câștigați voi va fi de 27 de inci, deci un pic mai mare. Și vă doresc mult succes, frate, fiind și mai puțini acum pe live gen. Că ați văzut când se fac giveaway-uri pe Instagram, stând postarea acolo mai o săptămână, două săptămâni, mai au timp mai mult să se înscrie. Acum fiind pe live, suntem și mai puțini și sunt automat și șanse mai mari. Acum, ia să-l vedem noi pe Samuelito, să vedem ce face. Unde e? Cred că așa. Ia să vedem dacă se vede mai întâi. Ia uite, stai așa, viața... viața mea, mă auzi? Viața mea, mă auzi? Aolo, ce am făcut? Îl vede și mare acum. Sabi, mă auzi, mă, viața mea? El bea din vază, mă, eu mor. Hai că beau și eu apă, dar... tind să sper că mă aude Samuelito. Ia. Ia uite-l. Păi de ce nu-l aud, mă, pe Sami? De ce nu-l aud? De ce nu te aud, bro? Stați așa să rezolvăm problema asta. Poți să mărești camera? Ia stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Nu știu, brodere, forță, stai așa să văd dacă e de la mine. Știu că am mers până acum, deci noi pe Discord am stat până acum. De la mine nu are cum să fie aici. Bro, nu știu, ia stai așa să dau. Dar nu, dacă fac așa. Bro, mă auzi, mă, acum? Mă auzi? Da, acum te aud. Dar ce se întâmplă, mă, frate, care-i faza? Te pun, mă, Sami, tu bei din vază, mă, cază, ăștia, am prins în flagrant. Băi, deci Sami este singurul om care poate să bea dintr-o vază, ești nebun la cap? Deci în vaza aia să pun flori, el bea din ea? Sami, vreau să-mi spui ce părere ai tu de monitorul ăsta. L-ai văzut până acum pe live? Ai fost pe live?
Bă, m-am uitat. E tare? La chestia asta cu monitorul. Bă, sincer, deci fii atent. Hai să opresc să mut. Deci fii atent, hai să zic care-i treaba cu monitorul. Două secunde te opresc, Sami, și îmi cer scuze. Întreabă foarte multă lume cum se poate înscrie. Deci trebuie să rămâneți până la sfârșitul live-ului și să dați follow pe Instagram la Philips Monitors EU. Vedeți că aveți în pin comments acolo link-ul către Instagram-ul lor. Este tot ceea ce trebuie să faceți. Follow pe Instagram acolo. Și la sfârșit... Se aude încet, îl dăm mai tare pe Samuelito. Stați așa un pic. Deci intrăm la voice and video aici. I-a zis Sami ceva acum. Alu, 2-10. Gata, frate, cred că e tank acum. Îl auzim încet pe Sami. Dacă se aude încet în continuare, îmi spuneți și îl dau și mai tare. Nu e niciun fel de problemă. Gata, bro, îmi cer scuze că te-am întrerupt. Vreau să aud părerea ta. Deci fii atent. Monitorul de 144 Hz, corect? Da. Deci eu am simțit cea mai mare diferență, deci de la monitoare, când eu m-am mutat de la 60 de Hz, ceea ce foarte, foarte multe persoane au 60 de Hz, că m-am mutat pe 144. Deci asta a fost cel mai mare șoc al meu. Da, frate, și mie. Ce poate să fie, frate? Deci de la 60 sau 75 la 144 e cea mai mare diferență. Da, bune. Exact. Da, mă, e tare. A fost super, super tare. Și bă, și monitorul e super șmecher. Adică l-am văzut, e așa slim. Tot se aude încet. Dani cu un euro, mersi mult de tot, Dani, te pup, bro. Dă-mă din ăsta, cum se numește? Păi din Discord te dau. Faza e că dacă te dau... Dă-mă din... Să te dau din ăsta, ia că te din dau din ăsta. După aia mie să nu fie jocul. Dar de fapt dau după aia jocul mai încet, de fapt. Da. Acum sigur se aude bine. Mamă, îmi intră melodia asta, trâna. Sunce cu un euro, mersi mult de tot, bro, te pup. Vă pup, vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici. Sper să ne distrăm împreună. Și vreau să vă întreb, dăm drumul la Phasmophobia, frate? Hai, ziceți, frate, voi dacă dăm drum. Hai, ziceți, frate, voi sau mai stăm la o vorbă la astea? Băi, vă rog frumos să vă uitați. Stați așa, să schimbuți un pic scena, Sami. Ia stai așa, unde e full web ea. Băi, viețile mele, i-am zis și eu lui tata să-mi ia și mie niște pijamale de Crăciun, da? Că na, vine Crăciunul, să fie totul frumos și astea. Uitați ce pijamale mi-a luat cu Halloween, mâncava și gurați, cu dovleci. Bine pe pijamale. Băi, cu dovleci? Pijamale cu dovleci, mâncava și gurați, vine Crăciunul, mă. Gata, e acum. Și se aude la fel, dă-l mai tare, nu mă, gata, se aude un pic mai tare, nu mă, se aude bine acum, frate. Se aude bine acum și... Acum, hai să intru eu în joc aici. Sami, tu ești deja în Phasmophobia, bro? Da. Hai că intru și eu acum, hai dăm drumul direct la treabă. Ia să mut eu pe scena asta frumos, să-mi pun tot ce trebuie aici și gata. Cred că e în regulă. Lol, tu ai deschis asta? Băi! Wow, stați așa, am greșit scena, îmi cer scuze. Deci v-am zis, sunt prea multe chestii deschise aici și e jale. Și cred că am băgat și ăsta în bară. Gata. Acum trebuie să fie ok. Gata. Îmi cer scuze, e prima dată când fac dual stream și eu dacă bag Discord-ul ăla în bară, practic nu o să-l mai văd pe Sami și asta e puțin... Bro, deci fac eu... Faci tu? Stai mă liniștit, bă, nu te mai stresa, mă, e chill. Gata. Nu se vede Sami, se vede acum, gata. Așa. Te mai joci Fortnite, zi tu, mă mai joc Fortnite sau nu? Am jucat forță sau? Nu știu ce să zic. Haide, zi, fii sincer. Ai jucat pentru prima oară, da, pe bune, ai jucat super bine. Bă, bine, ia uzi, bebe, am jucat super bine pentru prima dată. Bine rău de tot. Ți-am dat codul, vezi? Am primit un pachet și de la KFC, frate, și vreau să vă zic de promoția lor pe care o au acum de Crăciun cu Christmas Box, e doar 28 de lei. Și ei vă încurajează să nu plecați de pe stream în caz că vi se face foame și să comandați un Christmas Box din acesta. Și cărora le mulțumesc foarte mult și le mulțumesc foarte mult și celor de la Philips pentru că au făcut posibil acest giveaway. Deci mi-ai dat aici brodere, hai că îl bag acum să intru, sper să-l bag. Dar vezi să nu se vadă pe live. E, dacă se vadă, dai repede start, facem așa? Sau hai că mut scena, bro, mă pun pe full web aici. Bag ăsta, da? Ca să nu fie probleme. Stai așa, da, că, stai așa că am ieșit din joc în caz. Deci joacă. Alăturați-vă. Introduc din clipboard. Gata, bro, am intrat. Ce alegem? Ce alegem? Acum poți să mușc scena, nu? Da, poți să mușc scena înapoi. Vrei să dăm tot prison? Vrei? Că acolo, dacă e tot profesional de la... Băi, ce credeți? Nu-i profesional, e amator.
Ai comentul fixat peste tine, peste față, gen. E, ai auzit? Ce vreau? Amator? Amator. Nu, vreau ceva, amator. Vreau ceva profesionist, gen. Ca să fie mai greuț un pic. Da, dă-te puțin la o parte, dă-te la o parte puțin, că nu văd. Profesionist, gata. Ia bro, aia zic. Dau pregătire. Stai așa, stai așa, stai așa, că nu mi-am adăugat alea, deci bag. Bă, da, sunt toate. Bă, frate, eu nu mai am iteme, mă, că am murit atunci. Nu cred. Fără mișto, eu nu mai am iteme. Sau bă, da, sunt adăugate, mă, sunt adăugate, cred. Sper. Mă rog, hai să-i dăm așa, ne descurcăm noi. Deci vreau să vă zic că la Sami pe live ne-am jucat numai de-astea grele, gen, la modul, cum se numește, bro? Profesionist? Profesionist, da. La dificultate profesionist. Băi, mâncă, m-a regat fantomele alea, nu mai știam pe unde să fugim, cum să facem. L-am văzut cum, am văzut o fantomă cum l-a regat pe Sami în slow motion, mâncați-și. Salvez live-ul, da, o să-l salvez. Teo, nu te vezi, îmi zice lumea că nu mă văd. Te vezi, mă, te vezi. Mă văd, nu? Da. Bro, eu am dat pregătit, când ești gata, dai. Stai o secundă, stai să mai cumpăr niște chestii, să văd ce mai trebuie să luăm. Carte, scrie paranormală, băt sus microfon. Termometru 1, pastilă, ne mai trebuie 1, senzor de sunet. Stai, cumpăr chestiile, stai că sunt. Uite, în mă, bani. Mă văd. A, tu cumperi acolo, faci shopping, mă, viața mea. Da, eu sunt pe shopping, brodere. Oh, bine așa. Ia, eu gata, ești pregătit? Gata? Ești pregătit? Gata, da. Justina iar cu 5 lei, mulțumesc tot, Justina, te pup. Hai să dăm, gata, îi dăm start? Hai să-i dăm start. Eu zic să-i dăm. Teo, n-ai crucifix? Păi am murit de două ori, mă, la Sami acolo. Ce să mai am, că mi-au dispărut, cred că, toate itemele. Când vezi mor... că suntem iar pe profesionist. Asta e. Acum ne descurcăm. Deci am luat cheia, frate, din prima. Du-te pe opțiuni și dă-mă jos de tot. Gata. Bun. Stai că nu cred că am dat aplică, ba da. Gata, așa, frate. Așa și asta, perfect. Gata, ești pregătit? Da, bro. Bun. Deci iau, hai să vedem. Iau? Ce luăm? Deci aveți, iau lanterna de asta puternică, da, de exact. Ai luat-o deja. Am luat-o. Ai luat termometru, iau eu EMF. Vrei să... Iau crucifix din prima, mă? Vrei așa? Nu, sau ia tu un spirit box sau din asta o poză, să facem o poză ceva sau amprentă. Hai să vedem ia, ce e. Ia, deci. Deci aveți un membru ca drept martor la eveniment paranormal. Ok, deci mă țin numai pe tine. Te țin de mână, frate. Curățați, da, zona din apropierea fantomei folosind tămâie. Ok. Detectați o prezență a unei fantome cu un senzor de mișcare. Ai de la? Senzor de mișcare, da, am cumpărat, uite. Ai, nu? Ok, eu nu știu să-l folosesc, cred că tu o să trebuie să-l folosesc. Da. Ales cu un euro, salut, te pup, Ales, mersi mult de donație, bro, te pup. N-a salvat life-ul, ba da, e salvat, dar până se procesează durează. Da, durează puțin după ce... Bun, mergem, pe fantomă o cheamă, de fapt îl cheamă Donald Martinez. Această fantomă de asemenea poate răspunde la persoane care sunt singure. Okay. Pare să răspundă, ok, deci trebuie să ne... Deci trebuie să ne despărțim un pic. Iau asta să-i fac poză, mă, nu, iau... Nu, iau MF-ul ăsta. E casa micuță, nu e MF, iau spirit box. Asta e, mă, casa de aia mică, mă? Păi asta mică e profesionistă. De încălzire, mă, de încălzire, gen. De încălzire, da, de încălzire, asta să vezi zic. Ce ne fugărește asta, ne rupe în camera. Ne rupe în casa asta. Vezi că am luat cheia. Ai luat cheia, bun. Da. Mi-a arăt și mie un corn, te rog. Teo, vezi că dacă mor poate să salveze Sami itemele. Da, mă, dar uite, pe mine m-a salvat Sami, deci am plecat, că el a scăpat, nu știu cum face el de scapă mereu. Dar uite că apare nu mi s-au salvat itemele, deci nu știu cum. Bun. Stai puțin, ții și hai să vedem. La porni, da? Hai să vedem. Căutăm încăperi sub 10 grade, deci sau. Auzi, frate, n-am știut niciodată pentru ce e cheia asta și mai e una în sufragerie, gen. Pentru ce care sunt cheile astea? Uite, e una verde. Cred că pentru subsol. Okay. Pentru subsol, ia stai să vedem. Să prindem. Dacă e la subsol, e nașpa de tot. 13 grade, deci dacă avem fantomă la subsol, zici de ce, că ajungem greu aici sau? Ajungi greu, că n-ai cum să fugi repede la încăperi. Da, am auzit-o deja, e la etaj deja, am auzit-o, mi-a făcut pași în ureche. Ia, mă, ia. 13 grade. Deci stai, cum îl cheamă? Donald Martinez, da? Donald Martinez, exact. Eu dacă n-apăs pe V sau pe B ăsta încă mă aude? Gen? Că așa am citit ceva pe net. Că îl aude în permanență, ce zicem și astea. Nu, brădere, ce e o mare prostie. Ok.
Stai, hai, stai să mai căutăm mai bine toate camerele astea. Acum n-ai uitat să schimb donația de 1 euro, da frate, nu, v-am promis că o schimb. Ia. Stai. Vedem becul. Mai bine cu becul aprins. Ce lumină ai făcut, frate. Păi și cum urcăm la etaj? Imediat. Stai, 14-16 grade. 14-16, ok, e bine. Chelele alea sunt pentru garaj și pentru ușa din spate, ok. A, pentru garaj? Okay. Da, ci că pentru garaj. A, uite un os, trebuie să-i faci poză la osul ăsta. De ce? Ăsta practic e, cum se numește? Evidence? Adică, gen? Da, e exact, e evidence. Da, și care e faza? Mie dacă nu-mi cere să fac poze la anumite lucruri, eu tot trebuie da, să e le bonus, fac. Da, e bonus. Chestiile astea trebuie să le ții minte, chestiile astea. Bun, cred că e la etaj, sincer, ia să vedem. Nu cumva să fie în, să nu fie în dulap. Aia mă fugul la tine? L-ai aprins, aprinde-l, așa. Gata, l-am prins. Bun. Să vezi, să nu cumva, cum ar fi să găsim o Ouija? Da, ce se întâmplă când găsești o Ouija? Am văzut vorbești direct cu ea, vorbești. Și auzi, dacă când găsești Ouija board, ăla înseamnă că e direct fantoma acolo, în cameră? Nu. Și poți să o iei, să o muți? Ouija, păi Ouija o muți. Deci eu n-am găsit asta. Așa, unde? Dar bine că o cauți în dulap, viața mea, că sigur e în dulap, se schimbă. Uite, schimbă de haine. Are cum să fie în dulap. Ai forță. Am auzit-o undeva. Și eu. A închis și a stins lumina cumva? Nu, n-am mai căutat încăperile astea, cred că posibil aici să fie ea. Prin V vorbești de aproape, da, știu, și pe B global. Opa, ia stai puțin. Mă, nu știu unde e fantoma. Pă, nu e nicio fantomă, ești nebun? Noi suntem pe... Păi da, hai să plecăm, gata, nu e nicio fantomă. Ia da. Stai, să fie pe aici. 13 grade. Nu e, mă, e printre... E, cred că printre... Prin primele camere, pe acolo. Daniel! Vezi cine atacă și-o... Uite-l, e în bucătărie aici. Bagă-te în cameră. Stai, mă, să-i văd MF-ul ăla, ia. E MF4, bro. Uite-l pe ăsta, s-a dus direct la fantomă. Păi da, acum, acum e, putem, mă, să avem tupeu de ăsta, că e la început, știi? Tupeu de mafiot? Ce tupeu să ai, brother, ești direct afară. Hai să vorbesc cu el, ia stai, pleacă puțin și vorbesc eu cu el. Cum îl cheamă, mai zi-mi o dată, cum îl cheamă. Donald Martinez, fii atent, îi zici să vină să scrie neapărat în asta, eu mă uit de pe geam, așteaptă. Unde, pe unde ai lăsat aia? Uite lângă tine. Hai că-i zic. Donald Martinez, can you write in the book, please? Nimic detectat. Are you here? E aici, mi-a răspuns, okay, Sami. Deschide-mi asta, că nu pot. Ce să... S-a închis ușa, brodere. Așa, bun. Nu mi-o țineai tu, nu? Stai, chiar nu ți-o țineam eu. Deci okay. Avem spirit box, unul spirit box. Deci a răspuns, da, avem un indiciu spirit box. Ia să punem aici, bam. Spirit box, am pus, perfect. Așa. Bun. Păi hai înapoi. Hai, de fapt, stai să-mi schimb la spirit box-ul, da. Vii, faci poză. Deci iau aparatul, writing the book, da? Writing the book. Așa. Hai, ne ducem imediat și îi zicem să ne scrie în carte. Gata, eu oricum i-am zis, să știi. Să iei tămâie. Da, bine, l-am întrebat frumos, că mi-a fost aiurea. N-avem tămâie. Senzor de mișcare. Ia senzorul de mișcare, tu. Păi, care e? Ăsta e. Ăsta. A, nu, stai, că mai pot să țin ceva. Hai că am luat eu senzorul de mișcare, îl pun pe vrede, tu ia să faci poză. MF-ul ăsta mai iau, mă, bro? Păi avem MF4? Avem MF4, dar poate să se schimbe, din câte știu eu. Ia-l atunci și l-arunci pe carte, vino încoace. Hai. Haide, frate. Hai că putem. Bun, fii atent. Stai că ai luat, fac eu poză sau tu faci poză? Am luat cameră, să știi, pot să fac eu. Bun, deci dar exact nu mai aici. Dar știu unde e osul ăla. Aici, uite aici osul. Aici jos. Păi poză și aruncă camera după. Așa, gata. Arunc camera? A scris în carte. A scris în carte, gata, haide. Scris, notează. Hai în camion să-mi las asta de... Carte scriere paranormală, deci poate să fie spirit... ok, e destul de multicele. Așa, bun, hai. Așa... Temperatură sub 0 n-au fost, nu? Nu, temperatură păi sub 0 nu. Poți să arunci ăla. Deci hai să caut de amprente, nu? Ia să văd. Da, ia amprentele. Bun. Deci, mă, frate, stai, până acum ce poate să fie spirit demon Oni? Stai, mamă, să vedem. Mamă, dacă e demon, ne-am dus, bro. Iau crucifix. Stai o secundă. Bun, punem asta așa pe ea. Stai să iau ăsta. Hai. Haide. Vezi că fantoma e câine. Hai că e. Ia uite ce a luat trepied, mă. Închis becurile. Și a luat trepied.
Am luat tripie de brother, eu sunt vlogger adevărat. Forță rodă tot. Hai că facem vlog cu Donald din nebun. Dani cu un euro, mersi mult de tot, bro, te pup. Ia să văd dacă avem amprente. Ia stai puțin, fii atent. Rămâi tu puțin și atacă, atacă. Ai, te-a închis acolo. Fugi, 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 fugi. Să te bagi în cameră. Te bagi, eu sunt afară. Eu sunt afară, brother, eu sunt afară. Am murit. Am murit, Sami. Am murit. Păi da, bine. Tu cum ai ajuns așa repede afară? Eu am murit, mă mâncați aici. Nu pot să cred că ai murit deja. Băi, Sami, de ce mereu când mă joc cu tine eu mor, mă? Nu pot să cred că ai murit. Am murit. Uite, sunt spirit ăsta. Nu pot să cred. Tu faci mișto de mine, mă. Nu fac, bro, mișto. Uite-te pe live. Ai și lăsat ușa deschis. A, păi aici ar să ieșea, mă. Brodere, nu pot să cred. Am murit, mă, bro. Brodere, deci fii atent, tu fugeai după fantomă? Fii atent dacă ești mor și îți face poză. Itemele sunt salvate. Auzi, bro, fă-mi o poză. Cred că stau un pic așa, dar cred că ies bine, sincer. Te-ai dus după fantomă, păi ce să fac? Pe scări sunt, fix sus pe scări. Nu știam cum să fac, m-am panicat. Deci tu te-ai dus după fantomă? Păi m-am speriat, mă, Sami, nu știam cum să mă duc. Păi, de ce brodere, nu când te speri, dreapta nu... să ies și eu? Brodere, când te speri de o fantomă, nu fugi spre ea! Păi stai, mă, fantoma nu era cum intri în stânga? Și eu m-am dus, am urcat! Uite, mă, sunt aici, așa, și acum fugi, Sami, și eu zic să dai una, random. David, cu un euro, mersi mult de tot, bro, te pup, te pup, mersi mult. Stai... Stai să vedem, stai să văd, stai să văd. Demon clar, credeți că e demon? Brodere, deci tu ai crezut că ăla sunt eu și tu practic mergeai după mine, gen, dar practic era fantoma, bro, din ce s-a sunt, făcut, din ce... S-a făcut întuneric, mi-ai zis fugi. Eu am mers drept că nu știam pe unde să mă, nu mai vedeam nimic. Și m-am dus după el și mi-a dat capac, mă. Mi-a dat capacul. Ia stai puțin. Nu am ce să fac. Bă, ce... Avem 4300 de like-uri, hai să dăm și noi un like acolo, să facem și noi 5000, că suntem 5000 de oameni aici, vă rog eu mult. Ia stai puțin, deci practic nu știu ce să bag, e spirit? Deci am așa, spirit, demon sau oni? Ce zice, ce zice chat-ul? Ce ziceți viețile mele, deci oni, spirit sau demon? Da. Ce e? Eu zic că e demon și viețile mele zic la fel. Demon zici că e? Eu așa zic sincer și cred că așa și ele. Da, mă, uite, spamează lumea, demon. Deci mi-ai făcut poză, salvăm itemele, ok, perfect. M-am uitat, mă, eu m-am uitat pe cameră să văd dacă e spirit box din ăla. Nu, dacă nu e, nu? Nu, nu e, nu e, nu e. Deci la demon ca să fie ce mai trei, care e al treilea de la asta așa? Deci spirit box, care te scrie și temperaturi sub 0, nu cred că e demon. Că n-ai avut temperaturi, nu? Deci n-ai avut temperaturi, nu sunt nici spirit box-uri de-astea. Practic ce rămâne? Oni, cred. Păi am avut spirit box. Nu, stai, mă. M-a fost nivel 5 la Oni. Și la... care e al treilea? Spirit. La asta trebuie să fie amprente. Eu amprente n-am văzut. Eu să mă uit. Toată lumea zice demon, dar nu prea are cum să fie demon. Că n-am găsit ăla. Tu ce zici, mă, bro? Ce selectăm? Eu oricum sunt mort. Adică degeaba mai selectez aici. Uite câte deci cărți rămâne... avem, astea-s biblii? Aici îți scrie practic ce se întâmplă, gen. Mamă, frate. Îmi vine deci, să cred câte cărți. Demon n-are cum să fie, că nu există freezing temperatures. Da, deci practic ar trebui să fie ori spirit, acum ori oni. Acum spamează lumea oni. Amprente pe geam? Bro, nu am văzut nicio amprentă, deci fii atent amprentele. Ai culoarea mob la lanternă și le vezi. Băi, stai mă, stai că eu n-am selectat. Nu cred. N-am selectat. A, ba da, Oni am pus. Am pus Oni. Am pus Oni. Ia mă să vedem acum. Deci jocul se încarcă. Hai. Spirit. Spirit. Hai că știm. Suntem niște vânători. Forță. One tap angel cu un euro. Mersi mult de tot, bro. Te pup. Mersi mult. Demon. Deci nu, n-aveam cum să fie demon. Deci toți am zis că e Oni. Ne-am luat țeap. Poftă bună, bro. Ce papi acolo? Corn. Da, mă, nu. Ce dăm acum? Mergem pe prison pe acolo, ia zine. Nu, tu alegi 1, 2 sau 3. Deci eu aleg 1, 2 sau 3, a? Da. Hai 1. Bun. Pr-
surpriză în profesionism. Mă, mă, pregătiți-vă că aici... Băi, nu, deci eu dacă mor acum iar primul, nu mă mai joc. Ies, închid live-ul și nu, nu știu ce fac. Nu, nu mă mai joc, pe bune. Hai. Bă, Sami, dar... Tu da. Ai o schemă, mă, la jocul ăsta de nu mor niciodată tu. Nu am brodere! N-a fost, Steph, mă, full nivel 5. Da, a fost 4, într-adevăr, dar putea să fie... Putea să se schimbe. Asta e faza la... La MF, știi? Ia să vedem, deci acum îl cheamă... O cheamă Lisa Thomas. Lisa! Dar cum, cum îi zice? Lisa, Liza? Lisa Thomas! Forță! Lisa Thomas, joc deci, yourself! Deci, împiedicați fantoma de a vă vâna cu un crucifix. Eu iau crucifixul. Să mor tu dacă e. Ok? Asta e puțin. Oni are MF 5, da mă, era spirit. Dar faza e că nimeni din chat n-a zis spirit. Noi ne-am luat și după voi, să știți. Deci nu știu... Cum particip la giveaway, dați follow la Philips Monitor. Vedeți că aveți link în comentariu fixat. Curățați zona din apropierea fantomei folosind tămâie și găsiți dovezi ale paranormalului cu un cititor MF. Cum facem, Sami? Îți iei tu clasic? Îți iei tu ăla? Cum îi zice? Sami, mai ești aici? Termometru. Da, 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 stai. Așa. Că mă uit pe hartă, mă uit pe hartă să văd exact. A, avem hartă aici. Ah. Deci, practic, dacă nu intrăm și o luăm în dreapta... Bă, ești nebun, scade sănătatea mentală și dacă stăm aici... A, nu se încarcă, ok. A, nu, se încarcă te... dacă revenim aici. Nu, 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 nu se încarcă, nu se încarcă. Deci stai așa, să-mi iau lanternă, mi-am luat ăsta și mai iau... Hai, aici, facem tot așa. Ia stai puțin, hai să vedem prima oară dacă cumva găsim... Poate vedem vreun spirit box pe asta și știm deja unde să mergem. N-ar fi rău. Cum ar fi să găsim din prima așa pe ciobolănisme de-astea? N-ar fi rău, eu sunt atent aici. Hai, nu, 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 gata. Am găsit ceva sau? Nu, 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 nimic, nimic, nimic. Ok. Jalichi a fost. Ok. Mamă, deci eu vreau să bagi alt sistem de running în jocul ăsta, frate. Luci, cu 10 lei te pup, Luci, mersi mule, tot, bro, te pup. Mi se pare că mergi da, mă, și mie mi se pare, dar știi care e faza? Dacă, dacă îl punem mai rapid, practic o să te miști prea repede, știi? Mă gândesc eu, acum nu știu. Naa. 13 grade, 17. Ia stai puțin că vreau să verific o chestie. A, uite, avem etaj, deci perfect. Haide. Ia stai, vreau să văd cum e la etaj. Wow. Nu pot să cred că avem etaj la pușcărie. Mamă, am crezut că... Hai, Sami, lead the way. Lead the way, I'm leading. Sau ne the despărțim way. Am intrat la mine în birou. Mamă, uite. Ia stai că pun și eu. Unde am asta? Uite, îl pun așa. Și mă plim și eu pe aici, ia. Păi nu mă plim și eu pe aici? Nu are, trebuie mă, să cumpărăm tura viitoare încă un termometru, frate. Ba, da, mă, da, și să ne despărțim, exact. Păi tu ești plin de bani, tu să cumperi, că eu nu mai eu sunt plin de bani, auzi la el. Păi ai 400 de dolari în joc, mă, e la mișto? Brodere, ce-s 400 de dolari pentru Teo 10? Am făcut 5000 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc enorm, frate, înseamnă mult pentru mine. Ia să testăm o chestie, ia fii atent. Ia. A zis, am văzut ceva pe chat că, ci că pe crouch mergi mai rapid, lipește-te de ăsta de perete, ia, eu merg așa. Pe crouch, tu mergi în picioare. Bine, hai. Dă startul, ia, 3. Deci stai mă, tu mergi pe crouch și eu alerg? Tu mergi normal, da. Ia, hai, dă startul. Dai tu start, dai tu 3, start. 2, 1 și... Am plecat puțin înainte. Da mă, cred că mergi un pic mai repede tu. Dar care e logica, frate? Nu știu. Și mergem așa, crăcănați? Mamă, zici că sunt pitic de grădină. Pă bune. Acum e shade, zice cineva. Cum ar fi să fie adevărat, frate? Da. Mamă, ce birouri au ăștia. În pucălie. Ce birouri au ăștia în pucălie. Ia uite ce zice Ionuț, eu ți-am dat follow pe Instagram și lui Zăsami și lui Teo. Și cred că voia să zică și la Philips, dar s-a oprit că nu știa cum să scrie. Te pup, Ionuț, îți mulțumim mult de tot, bro. Așa trebuie să faceți, asta e spiritul.
În caz că vreți să vă înscrieți la giveaway, să puteți câștiga monitorul, trebuie să dați follow la Philips Monitors EU. E primul, vedeți că e comentariu fixat acolo, puteți să-l accesați direct și dați un follow acolo. Deci pe aici. Și câștigătorul îl anunțăm la sfârșit de live. Îl alegem, de fapt, nu-l anunțăm. Îmi pare că e Revenant, nu cred. Bă, Sami, dar ce facem aici? Facem ture? Căutăm șobolanul ăsta. Dar vezi că se mai aude câteodată când... Ia! A, tu făceai, mamă, ce m-ai speriat, ai băgat... Mamă... Am băgat frica în tine? Pă bune! Mamă, aici e deie cu... Stai că există o problemă. Ce? Nu mai știu cum să coborâm. Ce-i asta, mă, sală de operații? Nu, cred că noi suntem în prison aici? Da, suntem în pușcărie, în pucălie. Avem și spital, avem și cantina, avem de toate. De ce costă, frate? Nu prea pare spital, sincer. Nu prea pare prison. Mai știți ieșirea pe bune, că nu? Stai, că o găsim acum. Ai auzit? Bă, eu aud ceva, dar cred că mi se lipește mie urechea. De una, dar nu știu care e faza, aud ceva în ureche. Dar nu e de la joc. Tu ce? Mi-ai închis? Ah, da. Hai să coborâm. Ți-ar de și eu un pic, te văd așa că zâmbești. Ia uite ce râde acolo. Nu-i mai strigați numele că le enervați mai mult. Păi momentan nu, trebuie să-l găsim și după aia. Mai știu, Lisa. Lisa Thomas? Lisa! Cum ar fi să fie exact în camera Lisa asta? Lisa Thomas, give us a sign. Lisa Thomas, vezi că ai vorbit pe radio și pe radio nu te aude. Pe radio ne auzim doar între noi? Da, pe V trebuie să vorbești, nu pe B. Ok. Hai că nu mai vorbesc atunci, a fost semn. A fost semn? Auzi-l pe Teo Stein. Po bune. Trebuie să mai ai și încredere în Dumnezeu, frate. Frate, trebuie, normal că ai trebuie să ai încredere. Mai zic. Da, frate. Bă, da, găsim și noi fantoma aia, Liso! Mă, trebuie să ne atacem, astea pe profesioni, sigur ne atacă imediat. Că se plictisește șobolanca singură. Bă, dar e prea mare locația asta, mă, mi se pare mai mare decât la azilii, nu? Nu, e nu-i mai mare ca la azil, azilul e insane. O singură dată am fost, frate, la azil și... La azil nu mai am trebuie. Stat, deci am... S-a auzit în dreapta, stai, cred că am stai găsit. Stai așa, tu unde ești, Sami? Aici, în spate, uite aici. Ah, ok. Vino în coace, uite, cred că aici e, asta e. Ia. Lisa, are you here? Lisa, if you're here, give nimic me a sign. Nimic Lisa. Ai găsit ceva temperatură, bro? Nu, da, am auzit o furculiță ceva, asta e, poate fi în cantina. Păi da, mă, dar furculița aia se aude peste here, tot, mă, frate, că nu, mă, nu, acolo se aude un... A fost azi shift ca să mergeți mai repede, Ariana, mă doare degetul la cât am ținut apăsat. Și pe mine mă doare degetul ăsta. S-a auzit ceva? Lisa, if you're here, give us a sign. Haide, bă, pucălie. Dar noi am străbătut toată asta? Sau mai avem o grămadă gen? Mai avem destul de mult de străbătut. Noi, mă, locațiile astea cred că trebuie să le facem cu două de-astea, cum le zice, două termometre și să mergem separat, frate. Da, sunt... Ai citit, ții minte, gen, la lista asta dacă ne răspunde la un 2 sau 3 să fim separați? Gen? Da, oricum ne atacă, deci... Bine, da, și oricum mor tot eu, că, na, așa e fazmofobia asta. Uite, aici n-am fost. Nu, pe zic că mai avem. Mamă, și poate să fie în fiecare celulă de asta aici. Păi nu, că merg pe lângă și... A, și da, mi-ai zis că da. Pune shift pe W, pe și după aia cum îmi mișc? Pot să pun pe W și shift și gen să și meargă în față?
E 100% demon? Păi nu prea are cum să fie demon că nu ne-a atacat nici măcar o dată, gen. Și știu că trebuie demonul e agresiv. Trebuie să găsim freezing temperatures. Da, și mi se pare... Da, bine, asta nu. Nu e un pai, ce știm? Bă, Sami, m-am plictisit, mă, ce-mi face fantoma asta? Lisa! Așa, țipă pe ea. Lisa! Lisa! Darara! Bagă-i. Lisa, nu, Thomas, can you give us a sign? Păi și acum știi că o să ajungem, o să dăm de ea și după aia o să murim, știi? Nu, cred că tu o să mori. Cred că eu o să mor, de fapt, da. N-ai aia să-mi faci poză, nu? Cred că trebuie să ții din prima camera în caz... Ne atacă, vin, 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 vin acolo, vin acolo. Hai, vin aici. Gata, am intrat. Aha, vine pe noi, v-am zis, ești nebun? Deci nu dă niciun semn și după aia vine direct cu capac. Liniște. Sami, tu unde ești, mă? A, uite-l. Păi ce faci, mă? Nu ne ascundem. Nu mai vreau să văd unde e. Bă, da, mult atacă, cred că ne caută și ea, mă, frate. Teo, ia spirit box-ul să vorbești cu ea. Am spirit, da, mă, box-ul, sigur, dar trebuie sigur să vedem unde e, că altfel asta, nu are cum să răspundă. Deci noi trebuie suntem în camera A-block în care... acum. Noi suntem în A-block. Vrei să ies eu, mă, să văd dacă vine după noi? Cum vrei, dacă te simți... Oricum nu mai atacă acum. A, nu mai atacă, da. Nu, oricum n-a fost aproape deloc de noi, nici măcar nu s-au auzit pașii. Păi asta e, dar oriunde ar fi, gen, când atacă spulpuia asta? Da, deci oriunde ai fi, în orice parte a hărții, când ea atacă, e eveniment paranormal. Ia uși, zice Maia Nicoleta, Sami e frumos, Sami e cel mai frumos, nu e doar frumos. Nu, mă, nu te uiți. Atât frumos în joc, cât și în realitate. Da, mă, da, ce vrăjeală pe tine. Eu nici nu știu ce față am în joc. Ia descrie, mă, Sami. Deci fii atent, stai să te descriu. Ochii albaștri. Fără mișto, ia vedeți. Cum e asta? Bărbierit full. Cum bine? Asta nu-mi place, nu-mi place. Buze medii. Ok. Păr, cu... Deci fii atent, ai breton, îți acoperă sprâncenele. A, nu-mi place, trebuie să-l schimb atunci. Nu mă caracterizează deloc la capăt. Deci am și breton lung și n-am nici barbă, gen? N-ai nici barbă, dar ai niște păr în nas. Eu ce zice lumea, că mă lași pe mine în față ca să mor primul. Bebe, nu mă duc eu. Sami, cam... E cam bolan. Face prank-uri aici. Ne atacă iară, intră în celulă. A închis, vezi nu că ai închis, intru, ești mă, că vreau să o văd. Da, atunci știi de ce să mori primul, intră mă odată. Gata. Păi vreau să văd unde e, mă, bun, bebe, asta, deci fii atentă, pardon. Căutăm o fantomă de 10 minute și nu dăm de ea, dar ea tot atacă și nici ea nu știe unde suntem. Dar nu, că acum o să mergem spre ea, acum când începe să atace, deja e bine. Ia stai. Aud pași. Da, și eu. E pe hol, mă. Da, e pe hol în stânga. Pregătiți-vă, mâncați. Buze medii și a făcut botox, auzi ce zice lumea. Am fost pe tribună. Hai că știm unde e. Haide, mă, haide. Că am fost retardat. Deci fii atent, am MF-ul. Cum dăm de ea, văd exact ce nivel e. După aia 12 ai... Uite, două, aici e, aici e. Lisa Thompson, are you here? Nu, fii atent, dar drumul la apă. Where are you? Asta. Nimic detectat. Stai, atac iar. Prima celulă pe dreapta, prima celulă okay, pe dreapta. Ok, vin. Mamă, e în spatele nostru. Uite, mă, era mai departe, deci nu e acolo. Bă, dar ce tropă e asta? Ce are, mă, în picioare, mâncați aici? Zici că e cowboy de ăla cu cizme de alea. Da, frate, exact, să vă zic și eu. Nu tropă e, mă, foarte tare, sincer. Nu tropă e insane de tare. Întreabă, how old are you? Da, asta-i putea să-mi trebuie.
Da, da, și dacă întreb where are you, îmi zice here, sau dacă întreb are you here, îmi răspunde cu here, știi? Sau da, far. Întreabă, pune-i, pune-i frumos, da, întrebări, vorbește cu ea mult. Zic cum a fost când erai, deci, la școală, atent, cum o fantomă, te simți, cum astea. Deci fii atent, e o fantomă care dacă îi tip numele de 5 ori, te-a spart pe picior. Bă, ești nebun? Da, gata, iară. Răzvan cu un euro, bu, uite, ne-a speriat Răzvan, te pup, bro, mulțumesc mult de donație. Haide, mă, frate. Deci e un pic mai încolo, e în stânga. 12 aici. Grade, 12 grade, stai, 10 grade. Aici e. Stai, așteaptă. Hol, mă. Este așa. Lisa Thompson, are you here? Nu, stai. A dat drumul la chiuvetă. 9 grade. Nu mai vorbi, că așteaptă. Păi, fără, nu? Nu vorbi nimic. Pe Spirit Box? Nu zici nimic, așteaptă puțin. M-am pus pe ciuci. 9 grade aici e, în toc ușii. Exact aici e. Exact unde stau eu acum aici. Ia. Emma Fon nu găsește, să știi. Intrăm, băi. Băi, dacă intrăm în baie, e aici, mă. Las-o, mă, să stea liniștită. Vezi că eu nu pot ciuci. Uite, ne atacă? Da, ne atacă, da, asta de să zic. Ai făcut 5500? Am făcut 5500 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate. Vă mulțumesc mult de tot, apreciez enorm. Bine. Nu-i striga numele și doar pune întrebări. A, deci nu trebuie să-i zic numele, să pun doar întrebări pe Spirit Box acolo? Câteodată, depinde de fantomă. A, bun, am uitat, ia stai. Ce, bro? Hai că începem să luăm acum, evident, să așteaptă. Bun, perfect, fii atent. Gata? Hai să vedem dacă e tot în toc ușii, da. Keep da, hands in plain view, hai că forță. Stai, 11, 8 grade. Îi zic să scrie în carte? Da, scrie, spune. Lisa write Thompson, write in the book. How old are you? Așa, nu mai spune numele. Nu mai. Where are you? Ne atacă iar. Nu-mi răspunde, să știi. Nimic detectat. Păi hai să fugim dacă ne atacă iar, mă, mâncați și... Ne băgăm un colț, da? Am căiat ușa din dreapta. Te pup, Răzvan, mersi mult de donație, bro, te pup. 5700, 5800, bine rău de tot, vă mulțumesc mult de tot. Putem să facem și 6000, dacă putem să facem 6000, sunteți numărul 1. Putem să facem 7000 dacă vrei. Nu cred. Bă, dar tot atacă, bă, nu-mi place locația asta aici, nu se întâmplă nimic. Bă, Sami, mergem, mă, să ne batem cu ea, eu n-am cruci fix. Hai mă, stai, mă, să vedem unde e șobolanca. Hai, mă, să ne batem cu ea, că oricum are Sami bani dacă e. N-a scris. Dar tu mai știi, mă, să ieși de aici? Nu. A, forță! Păi că ne mutăm. Mai știi? Păi eu de unde să mai știu? Eu m-am ținut după tine de când am venit, ești nebun? Mă, încă sunt 9 grade, noi cred că nu suntem în locul bun. Bă, frate, eu cred că e deasupra, mă. Sau? Mă, te-i... Poate chiar e deasupra. Eu uzi, mă, Sami, am făcut 6000. Bine rău de tot. Auzi ce zice, Sami, că putem să facem 7000, dar eu zic că n-are. Bă, 7000 de like-uri, easy, mă, easy. 10 grade acolo, ia stai, mă, să vedem deasupra. Uite, mă, cred că 9 grade, 6 grade. Aha. Aici, hai. Intră repede, pentru că încăpere aici. În față, exact în față, exact în față, exact în față. Vino cu cine mai sta, bă, pe hol. Gata. Mă bag aici. Unde ne băgăm? Închide, mă, celulă. Bă, aici stai. Vreau aici. Deci aici. Cum închid, mă, asta? Am închis-o eu, mă! Nu merge, mă, nu e deschisă! Sami, e deschisă, mă! E deschisă, mă! Bă, mă, e la mișto, mă! Așa, gata, acum e închisă! Așa. E cum e închisă? Era închisă și înainte! Nu era, mă, înseamnă că... Nu te mai mișca! Mario Cătălin cu un euro! Stai! E pe hol! 2 grade, suntem aici, cred că exact pe noi e! Ia, ține, mă, fur în mână! Nu e! 5 grade sub mine! 5 grade sub mine. Cum, mă? Unde că tu stai pe ciuci? Unde să fie sub tine?
5 grade este exact în locul care stăm noi acum. Ia. Hai pe hol, hai pe hol. 3 grade, 3 grade, 4 grade. 4 grade, mamă, cât... Mă, tu s-o întreb cu MF-ul, mă. Ia, stai, 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 nu, 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 încă, stai să găsim din asta mai mic, mai mic, mai mic vreau să vedem, sigur găsim mai mic. Auzi, e bug vizual la mine, era bug vizual la mine cu ușa. 19 grade, fii atent. 4 grade, ia stai. 2 grade. Where are you? Nimic detectat, nu vorbește asta, sau cred că right in the book, right in the book. Right in the book. Lisa, if you're here, give me a sign. Ține, ține la mână, ține la mână, ține la mână, MF-ul. Îl țin, îl țin, îl țin. Lisa, if you're here, give me a sign. Give us, Lisa. give us, zi, zi azi, poate, poate, cine știe. Ia, Lisa, fiaten, give us a sign, fiaten, please. Fiate, hai că îți dau eu o idee, fiate, brodere. Ia zi, brodere. Salut. Olo, a, forță, forță, bravo, bravo. Hai să saruna, vedem. Saruna, bă, nu, păi, păi, hai să vedem. Păi, păi, dar, haide, mă, răspunde că e singur, răspunde că e singur, astăzi, du-te, mă, singur. Hai, vorbește cu ea, vezi să te atacă, am pus ușile. Haide. Hai. M-am pus vorbește, aici. Vorbește cu ea, brodere. Ce să vorbesc, mă, că mă atacă? Păi, dar vorbește cu ea. Nu vorbesc, mă, cu nimeni, mă atacă, ești nebun la cap. Bagă-te, bagă-te într-o încăpere, bagă-te într-o încăpere și te ascunzi în colț. M-am băgat. Nu e pe hol asta, dar de ce se plimbă doar pe hol și nu intră în încăperi, gen? Foarte bine că nu intră în încăperi. E demon dacă ați ajuns până la 3 grade, auzi cine zice, auzi cine zice Denisa. Nu știu, mă, ce să zic. Nici eu. Tot ne atacă. E rea, mă, Lisa asta. Uite-l pe crăcănatul ăsta cum merge, mă, mâncați și uitați-vă la el. E pe hol, mă? E pe hol, mă. Gata, nu ne mai atacă, fii atent, mă duc eu singur pe hol. N-a scris în carte. Stai, mă, acolo că nu-mi răspunde așa. Ia vezi, mă, e aici, ia pune termometrul ăla. Un grad aici, un grad aici. Da, mă, acolo e. Acolo 0 grade, 0 grade, am găsit 0 grade, 0 grade. Ia pleacă tu și o întreb eu de... Așteaptă. Hai că lăsăm exact pe mijloc ăsta. Minus 0.1 am avut. Mamă. Hai, where are you? Întreabă. Este. How old are you? Așteaptă. Nimic detectat, bro. Acum, am închis asta lanterna. Am închis ușa. Atacă, vezi că atac chiar. Sami, m-am băgat sub o chiuvetă, mâncați așa. Nu spune că ești în baie. Ba da. E pe hol, e în spatele meu pe hol. A, și tu ești tot în baie. Da, bro, trebuie să-mi dădur WC-ul. Vin la tine. Aici ești? Nu ești aici, nu. Care ești, mă? În ăla de lângă. A, în ăsta. Uite-l, mă, pe Samuel, e tu. Aia zic. Aia zic, mă, Sami, stai cu mine, că mi-e frică rău. Păi și noi, bă, Sami, cum facem noi ăsta? Răzvan, din păcate, nu, bro, îmi cer scuze, dar îți mulțumesc mult de donație. Yeah. Cum facem dacă asta atacă o dată la 30 de secunde, gen? Ce ar trebui să facem? Stai să vedem dacă scrie în carte. Mamă, eu practic avem, trop, practic avem freezing temperatures, sincer. Da, avem și freezing dacă scrie și în... MF trebuie să găsesc, mă. Am eu impresia că e MF. Hai că nu ne 5. Mai atacă. Ia, stai. Stai să văd dacă a scris în carte. N-a scris în carte. N-a scris, nu? Nu, ăsta e cel mai greu meci de fazmofobie, jur. Minus 1.7. Uite, vezi deja aici, uite aici o să pun. Ia stai, hai să-l luăm puțin mai în față. Minus 2. Minus 1. Unu, deci e în tot etajul ăsta, Chat, care e ăla care care are așa mare acoperire? Where are you? Nu, mă, nu-mi răspunde nici pe ăla. Deci ne trebuie amprente sau spirit orb-uri, frate. Deci MF-ul nu merge deloc, gen, dar nu înțeleg de ce. Stai puțin, stai să văd dacă e vreo cameră pe hol. Deci dacă e vreo cameră pe hol. Da, avem o cameră pe hol. Nu știu exact ce camere, fii atent, hai să facem așa. Ce ar fere Sami când merge, uite-l. Uite-l, zici că e model. Zici că e model, fii atent. Băi, ți-ai pus lanterna pe umăr. Deci mie nu vine să cred, ai lanterna pe umăr, bro. Băi, ce tot pe umăr ai, tu unde crezi cu ai? Păi în mână, normal.
Nu, normal că ai pe umăr, fii atent, așteaptă, o să mă duc afară. Deci fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. O să rămâi în camera asta, mă duc înapoi la rulotă, bine? Nu, bro, de ce mă lași singur aici? Brodere, trebuie, îmi pare rău, trebuie să facem chestia asta. Bine, hai că stau eu aici, du-te, dar vii repede, frate. Atacă. Eu m-am ascuns, să știi, și nici nu mai scot niciun cuvânt. Dacă mor, Sami, nu. Ia, stai. Eu cred că mor. Fără mișto. Da, ia, stai. Păi să vin repede să salvez. Stai că m-am ascuns în baie. Viețile mele, putem să facem și noi 7000 de like-uri. Avem 6300. Dacă 700 de persoane apasă pe like, sunteți top, bro, de tot. Sami, zile tu poate, pe tine te ascultă, frate. Dar le-am zis, frate, că se fac 7000 de like-uri, mă. Dacă se fac 7000 de like-uri, nu moare Teo. Meciul ăsta nu moare Teo dacă se fac 7000 de like-uri. Da, nu, și dacă se fac 10000, cred că tot moare Teo. E jale. Aprinde lanterna, dar chiar, mă, Sami, eu pot să stau cu lanterna pornită, nu? Da. Ah, ok. Eu aveam impresia că nu mă vede, mă. Răzvan, ți-am mai răspuns o dată, bro, mulțumesc mult de donație, nu pot să selectez melodia din păcate, nu știu cum se poate face chestia aia, gen. Gata, mă, nu mai atacă, frate. Da, stai, mă duc afară, nu mai atacă, mă duc afară. Eu nu prea știu cum să mă duc afară, brodere. Cred că am găsit, sau? Hai că am găsit, dacă e. Sau cred că am găsit, ia stai. Ia uite, 6700, 6800, zice cineva, nu știu cât. Bine. Bro, hai că ies din camera asta și mai încerc o dată cu spirit. Nu, rămâi acolo, acum vin să apar imediat. Bine, hai, te aștept. Dar tu ce e de la rulotă? Nu, vreau să văd dacă avem spirit box din ăla. Gen, să văd dacă văd licurici. Aha. Pe cameră, ca să văd exact care camera e aia, că nu știu exact. Atacă, stai, m-am închis afară. Iar atacă, ai grijă. Mai stai un pic. Sunt exact lângă ușă. Nu e lângă mine, mă, e cum ies de aici. Dar ea poate să deschidă ușa și să vină pe mine? Mă, practic ar putea, dar dacă tu stai... Deci eu stau nemișcat acum, doar îmi pâlpâie asta. Ia stai, cred că-i... Cum se cheamă jocul fantasmofobia? Mama, auzi-mă pe mine, fantasmofobia. Fantasmofobia, bro. Nu e, mă, atacă de nebună, ești nebun? Deci e supărată da, rău da, de da, tot. Da, e supărată rău de tot. E supărată rău? Uite, e fix lângă mine aici. Nu știu, eu aud pași lângă mine, gen. Păi cum, mă, că și eu aud pași lângă mine? Gata, nu mai atacă. Gata, nu mai atacă, da. Bun, am ieșit afară. Where are you? S-a pus să vorbească cu ea, exact când nu trebuia. Bă, bro, nu merge spirit box-ul, deci nu e pe spirit box, 100% nu e. Hai, ia să văd dacă a scris în carte. N-a scris nici în carte, MF-ul nu-mi găsește nimic. Nu știu ce să fac, ești nebun? Să salvez live-ul, îl salvez. Bro, unde ești, că mi-e frică rău, tu știi să ajungi la mine? Nu. Păi și ce fac, rămân ascuns? Eu nu știu, frate, eu am ieșit afară, dar stai puțin că nu înțeleg unde sunt. Păi stai, mă, tu n-ai intrat? Eu am ieșit afară de tot, dar prin ieșirea din spate, gen. Ia stai. Bă, văd o lumină acolo, mă? Nu. Nu m-am pus-o ca o, mi-e frică, frate, să mă plimb, că sigur atac acum iar. Bă, Sami, mai luam niște, mă, mai lăsat singur aici. 6900 de like-uri. Iau, Sami. Mică, să-l las așa. Atacă! Mamă, păi și m-a prins pe scări. Bro, m-a prins pe scări, mâncați, și mă ascund aici. Mamă, cum să te prindă pe scări? Aici mă ascund. Doamne, să nu mă moare. Eu cred că-s mort. Aia zi, mă, 7000 de like-uri. Vă mulțumesc mult de tot, frate. Vă mulțumesc din suflet. Tot atacă. Eu m-am ascuns. Unde crezi? Pe scări, Sami.
Stai ca asta, e prea aproape de mine, frate. Pot mă să vin să te salvez, să fac ceva? Mamă, zici că-s prințesa din castelul adormit? Păi pe bune! Cum fac? Nu, nu, stai, așteaptă, așa, gata, s-a terminat. Gata? Stai că eu acum am ghimida, cred că, deci, stai, frate, că am învățat... Ai, deci, ai urcat? Gen? Nu, sau ești tot jos? Băi, hai că tot. Vin și eu jos și dacă e, te conduc eu... Aaaa! Bro, mi-a apărut, e copil, mâncați și e mică rău de tot, să uită la mine! Bă, m-am speriat, nu mai pot, ești bârlit! Păi eu ce fac, Sami, că nu pot să cobor pe acolo, mi-a apărut în față, ești nebun, eu sunt blocat aici. Sami, sunt blocat aici, mâncați aici gura ta. Sunt blocat aici. Acum vin. Sunt blocat aici, mâncavași. Stai că mă uit pe live, vreau să văd cum te-ai speriat. Băi, iertați-mă, vă rog. Iertați-mă, vă rog, dacă am țipat, dacă v-am spart urechile, dar prea a apărut dintr-o dată, mâncavaș, deci n-am dat astea să frecuiesc, n-am dat astea, mamă. Dar mă, dar ce, sunt jucuri de astea care te rup? Fii atent, mai ții minte locul unde ai fost, gen unde te-am lăsat ultima oară? Da. Bun, perfect, poți să ieși în momentul ăsta pe hol? Stai așa că mi-au căzut, atacă, nu pot! Atacă, nu, stai, rămâi acolo. Rămâi aici, rămâi aici. Te văd. Cum mă vezi, mă? Te văd, te uiți, ești cu cameră, ești, te văd pe cameră, gen. A, bine că tu ești în camion, mă, și te uiți la mine. Forță! Tovarăși bun, Samuelito. Ia, stai. Practic, tu ești pe 7. 10. Bro, deci fii atent, când nu mai atacă, eu am ieșit, am băgat mare sprint. Am venit la camion și eu și plecăm, nu mai stau cu copilul ăsta. Bă, mi-a apărut în față mare copil. Nu, ne întoarcem, o găsim pe șobolancă. Nu. Brodere. Brodere, vezi, auzi ce zice ceva? Lumea că e Oni, că e copil, gen. Fii atent. Nu, ascultă-mă puțin. Ia zi. Știi care e problema? Eu am 3% sanity, tu ai 0. De asta te atac așa des. Fii atent, gata. Nu mă mai atac, am fugit, Sami. Deci am fugit, dacă mi-apare tot acolo, plâng. Dar hai, aleargă mai repede, te rog eu mult de tot viața mea, aleargă un pic mai repede. Deci, am făcut dreapta aici, poți să mă urmărești pe camere să mă ghidezi? Încerc, stai. Da, fii atent. Dreapta, nu, eu în față, dreapta, așa. Față. Așa, hai că față. Putem. Prima la dreapta, când ai luat-o prima la dreapta, ești afară. Prima la dreapta. Unde ești afară, mă, mâncați, sunt pe tot hol. În față, tot sunt în față, tot în față, iau-o. Tot în față. Mamă, dacă mi-închide ușa acum, m-am dus. Tot în față. Haide, melcul meu, haide. Haide că putem. Haide, mă, haide. Gata, Sami, am scăpat, Sami. Am scăpat, mâncavaș, gura voastră. Unde, uite camionul, gata, mamă, ce fericit sunt. Sami, ce facem, frate? Mai intrăm? Cum vrei. Ce tu decizi. Viețile mele, ziceți voi, mai intrăm? Mai intrăm sau mergem în oră? Că mi-a stat inima cu copilul ăsta. Ziceți voi dacă mai intrăm sau nu. Până atunci, Sami, eu îmi las spirit box-ul, frate. Și iau cartea... N-a scris nimic pe carte, nu? Uite, avem deci pastile, frate. Păi, în caz de ce... Hai să vedem ce zic viețile mele, ia. Mamă, mâncați. Nu, da, nu. Aici tu deschizi, Sami. Care sunt mai multe? Nu știu, eu văd multe dauri. Și eu. Hai, iau niște pastile și hai să intrăm. Haide. Le dau acum, nu? Gata. Da. Bun. Gata, hai avem să 40. Mai știi, deci, mai știi să ajungi unde eram? Da. A, știu. Deci, fii atent, intrăm stânga, nu prima, a doua. Ok, bun, perfect. Hai. Știi tu, stai așa un pic. Ce luăm? Deci, lasem F-ul. Hai să luăm. Iau eu asta de amprente, mă, să vedem dacă s-a amprente pe acolo. Ia amprente, da. Gata, păi și crucifix cine e? Las eu F-ul să iau crucifix. Hai ia-l tu și dacă e, da. Auzi, crucifixul doar trebuie să-l ții în mână sau îl arunci cumva pe ea, gen? Îl arunci jos pe ea când vine. Ah, ok. MF bun, mamă, trebuia să lași MF acolo. Nu mi-am dat seama, frate, și la ce panică mi-am luat. Nu, n-am mai gândit nimic. Uite-l pe viața mea cu trepied.
Brodere, suntem... Deci în momentul ăsta practic e activat spiritul meu de Scooby-Doo. Dacă eram cu... cu Insanity, Rafa și Bob, acum eram trupa perfectă. Era trupa perfectă, brodere, și eram aici mașina misterilor. Tu erai... Stai să mă gândesc, tu erai Delma. Daphne. Ce? Ah, Daphne, știu că mai era una. Ia. Da, mă, știu că era Velma, normal că știu că era Velma, dar eu am zis Delma, care e problema? A, Delma, eu nici nu m-am prins, frate, dacă nu m-am uitat și eu la Scooby-Doo. Mă ceartă Andrușca, că... Okay. A, atacă! Păi atacă și eu, ce face? Hai aici, în dreapta, 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 sau? Sami? Hai, mă, hai, vine aici, aici. Deschidem asta, oricum nu e pe aici, deci până vine, fiind și copil, ajunge mai târziu, nu? E și copil! Mamă, Sami, unde ești? Nu te-a gasul! E lângă noi, e lângă noi, în dreapta. Da, 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 gata, stăm să mă ascunzi. E lângă noi, în dreapta. Băi, îmi cer scuze dacă v-am speriat, frate, dar m-am speriat și eu, că altfel nu țipam, nu sunt nebun nici eu. Ține crucifixul în mână. Păi nu l-am. Păi nu l-am, bro. Bro, dar e mai supărat, deschid ușa și să te mănânce. Păi stai, mă, ți-am zis că n-am cum să iau crucifixul. Nu, bă, ce mișto, bă, ce mișto, bă, ce okay, mișto. Ok, ok, ok. 7200 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc enorm, frate. Să vă abonați și la Viața Mea Ză Sami, dacă mai vreți să facem live-uri împreună. La aveți Viața link-ul... Mea Ză Sami să facem live-uri împreună? Aveți link-ul jos în descriere. Nu cred. Fără mișto. Nu păi pot. N-am eu grijă nu de viața pot. Mea. Uite ce burtare, a mâncat la așa urme ăsta, s-a terminat. Mai făcut să mă simt tu când nu, deci viața aia, deci tu când nu vânezi fantome, e clar ce faci. Dacă vezi eu burtă când... și mers ce ai, s-a terminat tot. Nu prima, a doua la stânga. Ei. Deci nu prima, a doua, da? Haide, eu ținem da, fuu pornit în caz de ceva, ok? Ne atacă, ne atacă, ne atacă. Păi, băi, nu e, mă, nebunit. Deci a luat o razna, pe bune, ai crucifixul? Lasă-mă, mă sacrific eu. Bă, vezi că aici, aici, e deasupra, sigur e deasupra. Păi, tu, ai înapoi. Păi, s-aude. Sami. Hai, mă, înapoi, hai, înapoi. Păi, hai, repede. Vezi că aici sunt temperaturi sub zero aici. Fugi, mă, Sami, că vine. Nu mai vine. Stai, lasă, lasă ușa deschisă. Bă, las. Ușa deschisă. O pândesc? Nu, 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 lasă, e, pleacă, pleacă de acolo, pleacă de acolo. Gata, am plecat, am plecat, am plecat, am plecat. Ai pus camera, vrei să mergem să vedem dacă sunt spirit orb urgen? Da, da, da. Hai, las și eu MF-ul acolo și mi-au și altceva? Sau? Da, arunc, arunc, arunc MF-ul jos, arunc MF-ul jos. Pe ce, pe ce, pe ce? G. Gata, 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 am fugit, am fugit. Sami, unde ești? Gata, 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 vin. E super aproape, e super aproape, stai. Stai, mă, cum să fii aproape aici, nebun? Poți să treacă intri, aici, intri. Vezi că e afară, e afară, e afară, intră, 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 repede aici. Păi Sami mi-a închis ușa în ochi. Vino cu aia repede. Gata, 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 gata. Gata. A, nu mai atacă, gata, hai. A, forță. Deci mergem la camion? Dar știi că avem iar Sanity 10 sau 20 acum. Nu, nu, nu contează, nu contează, nu contează. E spirit orb sigur, zice cineva. Și eu zic, frate, și eu zic că n-a fost și sper, și sper, n-a fost spirit box, nu prea are ce să fie altceva. Sper că, sper că am aprins camera, sincer. Mamă, dacă n-ai aprins-o, e forță, nu postăm vlogul. Auzi ce zice cineva, să dăm că e demon și să plecăm. Păi fii atent, n-avem cum să dăm că e demon, pentru că am pus cartea aia și n-a scris. Demonul trebuie să scrie în cartea aia. Ia, nu, stai, stai. Ia. Of, e prea în spate. E prea în spate camera. N-apare, mă, nimic, mă. Ce sanity avem? 14 cu 17, ne întoarcem? Avem 17 cu 2. Băi, nu știu. Ne mai întoarcem în viețile mele? Îi dăm, îi punem demon și plecăm, că e freezing temperatures. Păi n-a scris, mă, în carte, dăm că e demon? Nu știu, la demon trebuie să scrie neapărat? Eu așa știu. Ia stai puțin, demon. Un demon este una dintre cele mai nasoale fantome pe care le puteți întâlni. Aceasta atacă fără niciun motiv. Dar așa mai des că orice puncte slame, punând întrebări de... În construirea unui Ouija board, nu vă scădeți nedetărminte. Gata. Dovezi. Nu ne mai întoarcem, gata, auzi ce zice chat-ul, gata, frate. Deci spirit punem că e demon. Carte... Nu, 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 că nu-i demon. Nu e demon? Nu. Hai mă să punem că e Oni, frate, că era copil. A, dar nu, nu se poate să fie Oni, Oni, ce crezi? Punem Phantom? Banshee? Stai puțin, Oni. Ce să punem? Hai să vedem care au astea cu temperaturi sub 0. Ia stai puțin, pun temperaturi sub 0. Deci poate să fie așa, Demon, Uray, Wraith, de ăsta, Phantom, Banshee sau Mare.
Mare. Cum se zice un mare ăsta? Mare? Mare. Yeah, mare. Ok. Mare. Iurei. Ia să vedem unde e marele ăsta, că nu-l văd mare. Spirit box, sferă paranormală, nu a răspuns. Mare nu prea e. Banshee, temperaturi de îngheț. Amperente, MF5, nu prea am fost sigur, ar putea fi Banshee. Ar putea, da. Zi, ce vrei tu, ce vrei tu punem? Ce vrei tu, ce decizi tu aia punem? Iurei, iurei, mer. Iurei, iurei, sunt cele mai multe iurei, punem iurei? Are cum să fie iurei? Nu cred. Stai că mă uit acum. N-are cum să scrie că n-a scris în carte, n-are cum să fie da. Iurei. Da, n-a scris în carte. Hai, aș pune mer de-asta, mere. Cum vrei aș tu, pune cum vrei măr tu. Verde. Na, du-te închide dacă crezi că e mare. Hai, deci pun eu mare, pui tu altceva sau pui tot așa? Hai, pune tu mare, eu vreau să-mi pun ce am crezut eu că e, hai. Ce? Adică? Banshee, eu cred că e Banshee. Ok, ia să vedem. Ia să vedem, mă, ce dacă a fost ce ai zis tu, e bine. Ai luat mulți bani, măcar tu îmi faci tu cinste. Red. De ce red? Fimo englezoi, Wraith. Nu știu mai de ce. Stai, hai să mai intrăm într-una mai mică, Sami, ca să o facem și să avem timp să ne și jucăm. Mai facem una mai mică și vedem exact ce e Wraith-ul ăla, de n-am știut noi. Hai. Hai, adaugă tot ce ai, brodere. A, da. A, păi n-am nimic mâncați și am doar pastile. Am adăugat acum. Deci sunt piele mâncați și pe jocul ăsta. Mamă, ce breton am, vreau să-mi schimb ăsta. Cum fac? A, gata, mă fac negresă și sunt iubita ta. Gata, Sami, s-a terminat tot. Cuplu za Samuel și Zeciu intră aici. Deci care sunt dificultățile? Intermediar, profesionist și mai ce? Sau atât? Nu, amator. A, deci mergem așa, intermediar și la Ridgeview Roadhouse. Hai așa, hai să râdem. Da, aia fac. Stai puțin, senzor de sunet, termometer, microfon. Vreau să găsesc unde e ăsta. Deci vreau să vă reamintesc, frate, că după v-am zis, o să concurez cu Sami și cine câștigă o să dea giveaway acest monitor. Ce trebuie să faceți ca să intrați în giveaway? Trebuie să dați follow la Philips Monitor EU. Îl aveți în primul comentariu fixat. Monitor de 144 de Hz. Și o să vă dau mai multe detalii încă o dată când extragem câștigătorul, pentru cei care n-au fost atunci la început pe live. Ai luat, gata mă frate, avem așa mă termometru, iau și MF, nu, și lanternă. Așa, încep așa. Mamă, avem hartă buguită. De ce? S-a spawnat fără cheie. Măi, la mișto, ai luat-o tu, nu? Nu, n-am luat-o. Băi, te văd cum râzi, mă. Deci, fă ca o fantomă să treacă prin sare. Împiedicați fantoma de a vă vâna cu un crucifix. Faceți o poză fantomei. Hai că forță. Deci îl cheamă Paul Jones. Paul. Și pare să răspundă la persoanele care sunt singure. Deci va trebui să ne despărțim un pic așa. Aia zic. Mi-ai spart un pic urechile, dar n-are nimic. Cum facem? Te duci tu la etaj, rămân eu jos? Cum facem? Cum vrei tu, hai, brodere. Cum simțim? Brodere. Hai că mă duc eu sus. Ia să vedem. Deci avem 15 grade și aici. Căutați tabla, ar trebui să căutăm Ouija. Dacă găsim Ouija e forță. E prea forță aici să găsim Ouija. Ia să vedem. Deci cum îl cheamă? Paul și mai cum, bro? Paul, nu știu, strigă-l doar Paul. Dacă vrei poți să-l strigi Paul. Păi Paul o să-l strig. All. 13 grade, 14 grade. A scârțit ceva pe aici, dar nu cred că e Paul. Ești la etaj, vâtă-mă. Viața aia nu este nimic la etaj, să știi. Tu ești la etaj, te întreb. Da. Eu sunt. Ok, deci pașii tăi. Da, bro, pașii mei. Deci Paul Jones, frate, îl cheam. Uite, mi-a zis lumea pe chat. Așa, aici nu. Tu în ce parte ai luat-o? Ai trecut pe lângă. Da? Uite un iepure. Uite un iepure? O fi aici în baie? Nu, mai avem o ușă aici. Asta ce e? Dressing? Bă, frate, n-am găsit nimic, să știi. 10 grade!
10 grade sus, auzi, mă, am trecut pe lângă, bă. Bă, deschide, aha, te-am prins. Aha, Samuelito, vezi că erau 10 Samuel grade sus, hai să mergem da, amândoi. 10 grade sus? Da, așa am zice lumea, dar eu n-am fost atent. Hai, de forță, nu știu la ce mă uitam. Mă uitam, cred că la tine, ești frumos rău de tot. Nu cred. Pă, 12 bune. Grade, uite, da, 5 grade, 2 grade, uite aici e. 2 grade, bun, 4 grade. Paul Jones, are you here? Da, aici e, aici e, bro. Right in the book. Pune-i asta mai pe centru. Așa. Minusul, e grade. Așa, cu minus, și ce mai ai? Și ce, a, atâta. Hai să mergem, hai să mergem să mai... MF nivel 4. E, vezi că scrie... Grade cu minus? Da, grade cu minus, stai puțin. Ok, hai să mergem să luăm cameră, să ne luăm ce ne trebuie. Ia tu trepiedul la forță. Iau eu trepiedul la forță? Da, 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 și ce iau? Iau eu o spirit box și iau ăla de amprente. Deci sau las MF-ul ăsta, ce zici? Păi nu ne mai trebuie... 2 grade, da mă, știe Teo română, nu vă panicați, că Teo vorbește forță. Deci arunc, n-arunc MF-ul, că poate ne dă, sau să-l arunc, nu. Hai că-l arunc, dacă e ceva... A, trebuia să-l las acolo, de fapt, bă, da. Bro. Bă, bro, timpul, uit mereu, deci tot, mă, mereu uit. Tot timpul trebuie să ții minte că când eu pun cartea jos, tu trebuie să pui ăla, cum se numește, da, MFU, da. Exact. Da, da, da. Deci am zis că iau eu asta de amprent. Ok, hai, ia tu trepiedul și hai pe Paul. Doi grăzi. Da, forță. Doi grăzi. Ia, dacă... doi, avem doi grăzi. Oare câte grăzi sunt în casă, iubita? Doi grăzi. Bebe, m-ai auzit? 2 grade? 2 gărzi în casă. Ia mă, care, unde era asta? Aici? Aici, aici, aici. Ia. Pune tu camera. Ai pornit-o, da? Și da, acum da. Ieși din cameră și să-l întreb eu. Păi nu răspunde dacă suntem amândoi. Stai așa. How old are you? E old, mă, mi-a răspuns. E old ciobolan. Mi-a răspuns. A! Băi, vezi că stă fix pe cameră, face poză. Ia uite-l, mă, face poză, ești nebun la cap. Bro, deci fix pe cameră era. Așa, și ce mai am? Amprente. Avem amprente? Nu, stai așa că acum mă uit, gen. Da, amprente, gata, avem tot. Avem tot, bro. Stai să ies și eu de aici, cu bine. Cred că n-am, nu. Băi, bro. A, gata. Haide, hai să ieșim. Aruncă MF-ul, nu-l mai am, ce credeți? L-am aruncat în camion. Deci forță, nu? A, forță, bravo, forță. Bravo. Deci, ia. Avem așa, avem freezing temperatures. Temperatură sub 0. Avem spirit box și avem și amprente. Este Wraith. Iar mă, Wraith. Și la cum ne-am mișcat, acum mai putem să mai băgăm unul. Cum crezi tu, brodere? Dar tot ăsta mai cu zonă mică așa. Și putem gata, să căutăm? Gata. Da, frate, ai selectat tot? Da. Gata, frate, hai să-i dăm. 2 grade. Da, frate, forță. Forță pe 2 grade pe astea. $20 am luat. Mamă, ce am făcut, mă, dar am luat doar 20 de n-am dolari. N-am făcut absolut Cristian, nimic. Cristian, deveni membru, bine ai venit la noi în familie, bro. Mulțumesc din suflet pentru membru. Brodere, vezi că e jale arta asta. Tanglewood. Așa, mă, profesionist, aia zi, mă, Sami, mă, jucăm unde ăsta și după concurăm. Hai. Pentru premiu. Pentru premiu, așa este. Hai, aia pregătit? Zi. Cât ține live-ul viața aia, cred că până pe la 10 și un pic, așa. Da, bro, gata, m-am pregătit. Facem viețile noastre și noi 8000 de like-uri. Avem 7600, putem să facem și noi 8000. Așa, ai luat tu cheia, te-am văzut de data asta. Deci iau așa, da. MF-ul și acum nu mai uit. Cum ar fi să fie uija? Păi stai mă așa, Sami, stai așa un pic, n-ai citit nimic, bro. Deci avem un membru așa, curățați zona din apropierea fantomei folosind tămâie. Împiedicați fantoma de a vă vâna cu un crucifix. Donna Taylor pare să răspundă la toată lumea, deci lasă asta aici și-mi iau ăsta, spirit box-ul.
Gata, frate. Gagico! Cum arăt și eu? Sunt forță? Ești... Mama sita! Ia să vedem. Deci Donna Taylor, bro. Uite după Ouija, te rog. După Ouija? Da. Știi unde am găsit eu de multe ori Ouija? În garaj. Aici, pe masa asta, găseam eu de obicei. Ia că mă duc. S-a auzit o ușă, ai auzit? Da, s-a închis. Uite aici, în dreapta. Aici, uite, aici e. Aici e. Cred că e aici, bro, în bucătărie. Da, asta e, stai că vreau să vă caut Ouija. Where are you? Nu stai așa să sting lumina. Avem din asta, cum se numește, osă. Avem osă aici în garaj. Cum sting mă și lumina asta? Păi de unde? Uite, cred că de aici. Nu, ăsta e întrerupător. Aici mă, gata. Where are you? Ok, nu-mi răspunde aici. How old are you? Kid! Ăsta, okay. Aici e, aici e. Deci mi-a răspuns. Kid șobolanu. Deci mi-a răspuns, bro. E aici, în bucătărie. Hai să aruncă ăsta, gata, aruncă ăsta aici, da? Bun, stai puțin, deci gata, stai, avem așa. Spirit box. Bro, tu unde te-ai dus? Într-o cameră stau aici. Păi de ce? Păi ca să pot să pun și repede spirit box. Așa, spirit box. Freezing temperatures sunt acolo? Nu, stai, eu nici nu știu dacă exact e aici, gen. Da, mă, auzi, ci că mi-a ieșit abur. Nu cred, nu mă, nu ce ai. Nu? Nu cred. 10 grade, cred că e aici în... Ia uite ușa. Ia avem Ouija aici. No. Uite, am o cheie aici, dar nu știu ce fac cu cheia asta. De-ai luat-o? Da, am luat-o. Bun. Ia, hai să sting lumina, ia stai așa. How old are you? Nimic de nu e aici, să știi. Nu e în bucătărie, 100%. Cu temperaturile te uiți, cu temperaturile... Aici. Ba, aici. În garaj, bro. Uite, nu. Uite, MFU-ul e activ aici. Și aici mi-a și răspuns. Păi da, eu sau văd 8 grade. Eu văd, uite aici, uite, fii atent, uite aici, văd. Stai, unde am trecut? Aici, uite aici, 7 grade, 8 grade, aici. Exact aici, în locul ăsta. Ia, spune, scrie în... Nu-mi găsește nimic mie aici, uite aici am găsește. Uite mă, aici e în bucătărie, bro. Ești sigur? Da, bro. Unde? Acolo unde ai aruncat de găsit... Da. Hai să ne mai luăm de la camion. Hai. Deci n-ai găsit sub zero, nu? Nu, eu l-am găsit, am închis iar ușile. Am înțeles, ia să vedem cum să facem. Deci las spirit box-ul, că mi-a răspuns, am lăsat și aia acolo, iau asta de amprente, iei tu carte? Am pus deja carte jos. Ai pus deja carte, hai că iau crucifix atunci. Bun, e perfect așa. Hai că iau senzor de mișcare și de asta să fac poză la os. Ok, mi se pare că trebuie să faci, nu trebuie să faci poză la fantomă, nu? Nu știu exact. 7900 de like, vă mulțumesc mult de tot, frate, vă mulțumesc mult. Ia să vedem. A scris în carte. A scris? Da. Unde ea? Și de unde știi? Păi uite-te jos pe carte. Păi unde e? În bucătărie? Da. Da, m-a scris, ce a scris? Can't run. Nu poate să fugă, mă, asta ce are, e o loagă? Mă, noi cred că nu putem să fugim, chică. Ah, ok. Nu, asta e MF, credeam că am găsit amprentă. Să știi că... Deci Oni sau Spirit poate să fie, demonii nivel 4, cum. Nivel 4 să știi e MF-ul. Ce MF? Mai am crucifix? Ia stai puțin. Bro, tu unde ești? Ești acolo. Afară okay. Puțin. Okay. N-am găsit amprente. 1000 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, frate, vă mulțumesc enorm. Sami, mie mi-apare că te-ai blocat. Nu, trebuie să găsești, cred că trebuie să găsești amprente, că Iisus ăla este sigur că e Spirit, sincer, părerea mea. Sună telefonul, bro. Vii cu mine? Nu. De ce? Păi, hai că mă duc eu atunci, dar mi-e frică. Hai, mă, du-te. Sami. Du-te caut amprente, că e 100% sigur că sunt amprente. Amprente! Gata. Am găsit, bro. Am găsit.
Era imposibil să da, fie... Da, mă, da, 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 știe, mă, și fratele Sami, știe, le are pe astea. Știe, mă, știe, mă, știe, mă, cum să nu știe, gata, mă, ză Sami. Deci, ce avem? Avem amprente și carte scriere și este spirit, da, mă, aia zic. Aia zic, mă, și am făcut și de ăsta profesionist. Băi, bro, nu vrei să facem și obiectivele astea? Deci am găsit fantoma, curățați zona din apropierea fantomei folosind tămâie și împiedicați fantoma de a vă vâna cu un crucifix. Am eu crucifix, dar mai bine îți dau eu ție crucifixul, vrei? Nu, nu, că nu pot, am luat deja tămâie. Cum hai. Arunc pe G? Deci când da. Vine pe mine arunc pe G crucifixul, da? Da, 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 okay. Da, hai. Hai. Doamne ajută. Cred că e demon, auzi la băieți. Păi numai că avem deja toate alea, trei indicii, acum facem să facem și noi bănuți, facem obiectivele alea. O poză la amprente? Nu, 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 n-ai cum să faci poză la amprente. Cum o cheamă? Cum îl cheamă? Am uitat cum îl cheamă, să știi. Trebuia să te plimbi, trebuia să te plimbi cu ea, mă, gen. Nu, no, e bine, bine, bine. Da, e bine și așa? De... Cum îl cheamă, de... frate, pe ăsta? Nu mai știu. Ticar cu un euro, nu mai bea pe ascuns, că nu se supără nimeni. Nu e bro, dar gen să nu fac poftă la lume, că nu n-am mai băut apă, am băut suc, gen. Dar stai nici că nu beau acolo sau ceva, doamne ferește. Bun, așa am împiedicat să mă lezi. Aveți un membru al echipei drept martor la un eveniment paranormal. S-a mai lăsat singur aici, mă? Da, 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 da. A, forță, să rămână. Cu plăcere. Cum îl cheamă, mă, pe ăsta? Donna Taylor. Donna Taylor, show yourself. Donna Taylor, hai să vedem. Donna Taylor? Donna Taylor, give us a sign. Donna Taylor? Donna Taylor, show yourself. Mamă, cred că o enervez rău de tot cu asta, ești nebun? Pare că răspunde la toată lumea, e bine atunci, răspunde la Donna toată. Taylor, where are you? A, și mi-a și zis că e kid, mă. Da, 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 da. Donna Taylor? You do not scare me at all. Vorbește urât cu ea. Cum, ce să-i mai zic, Sami, să o enervez, gen? Spune-i, you're a bitch. Ah, zi, nu zi, e mă zi. Că e kid, mă, n-am nu. Cum să zic așa, doamne, ce ai, mă? Donna Taylor, you are bad at school. Mă, vrei să vin eu să o enervezi? Da, ia. Deci dacă e ceva, iar un crucifix, ok? Da. Donna dar Taylor. Dar tu ce faci, mă, cu aia în mână? Ia uzi. Donna show Taylor. Yourself. Stai, mă, lasă să vorbesc cu ea, stai. Ia, bro. Obțin, stai, să dau mai încet, așa. Nu Donna e Paul. Taylor. Are you lost baby girl? You're ugly. Donna Taylor. Așa mă, sună, să răspund, sună, sună. Mă, poate vorbește dacă dau nu, click răspund. Deci a sunat, sună mamaie când a auzit de ăsta, de... Deci a auzit mamaie că am furat sandwich-ul, a sunat. Donna Taylor. Bă, dar ce are, mă, e supărată? Donna Taylor, Donna Taylor, Donna Taylor, Donna Taylor, Donna Taylor, Donna Taylor. Nu vreau, mă. Nu, eu nu ies până nu se arată. Mă, frate, deci ce e ăsta spirit? Ia stai așa să citesc eu la spirit. Deci spiritul ce are, mă, de e așa nebun, ia? De nu se arată, ia, spirit, deci puncte forte nimic. Aaa, păi ai folosit tămâie, mă. Va opri orice atac pentru o perioadă lungă de timp. Aaa, ți-am dat cu tămâie în cap, șobolanco, hai să plecăm. Da, mă, nu mai are nicio șansă să apară, frate, că i-a dat tămâie acolo. 1200 de lei, vă mulțumesc din tot sufletul meu, frate, vă mulțumesc că apreciez enorm. Am băgat tămâia forță. Bine. Hai, Sami, începem concursul. Începem concursul, vrei să-l începem? Eu așa zic, stai așa să selectăm aici, deci să luăm spirit, bănuții. Spirit am zis, da? Da, frate, spirit. Și hai, avem și două obiective, cred că luăm 40 de dolari cu asta. Nu? Sau cât? Posibil mai mult, că e pe profesionist, sau? Deci viețile mele, acum o să concurez cu Sami pentru acest monitor. Dar o să concurăm ca să câștigăm șansa de a vi-l da giveaway. Deci dacă stați până la finalul livestream-ului, aveți o șansă de a îl câștiga, pentru că se va face extragerea la sfârșitul livestream-ului. Deci nu e pe azi, pe mâine, pe poimâine, pe nu știu ce. Rămâneți cu noi și aveți 135 de dolari, bro. Bine. Bine rău. Nu că bine. Așa, deci ce o să facem noi acum?
o să intrăm pe Call of Duty Warzone, o să sărim în părți diferite și cine face cele mai multe kill-uri în mai multe meciuri, depinde, vedem câte, nu știu exact să zic câte, cred că în jur de 5 o să ne jucăm. Cine face cele mai multe kill-uri, pardon, am greșit scena. Cine face cele mai multe kill-uri o să dea acest monitor giveaway. Deci, bine, aia zic, bine rău de tot. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri, frate, și că a stat cu mine până acum și sper să ne simțim bine împreună și să ne simțim bine și în continuare, că asta e cel mai important. Deci, Samuelito, i-am dat aici, i-am dat click aici, forță. Mi se deschide imediat. Și eu am dat click-ul la bebe forță. A, ce si s-a culcat în spate, forță. Eu nu înțeleg cum poate să doarmă. Deci eu nu înțeleg cum poate să doarmă, că eu urlu pe live, zici că bă, îmi ții după cineva. Mă crezi că exact același lucru face și Andreea? Doarme pe live? Da, frate, nu pot să înțeleg cum. Nu înțeleg nicio cum. Cum e posibil, cum? Nu pot să-mi dau seama, înțeleg, frate, jur. Stați așa, Discord-ul. Nu, bă, dar doarme cu așa o poftă, bă, țip aici. Da, mă, da, bă, știu. Deci, atent, știu. Filmam, deci filmam mai la... auzit? Zi, mai auzit adineori la 5 cum dimineața. Am strigat-o? Da, frate. Nimic, nici măcar o mișcare, bă, frate. Bă, deci fii atent. Filmam la 5 dimineața jocul la nou Cyberpunk. Cyberpunk, azi, monitorul Cyberpunk este la mine, să vi-l prezint. Eu v-am prezentat varianta de 23 de inci, voi o să câștigați varianta de 27 de inci. Gata, mă, gata, Samuelito. Asta se așa că am schimbat. Bă, îmi cer scuze că găsesc scena, frate. Dar sunt aici niște scene adăugate și nu m-am obișnuit încă să dau click pe ele. S-a zis de show aici, deci sărim. Deci noi ne jucăm duos, sărim în părți diferite și îi dăm. Ești nebun? Și îi dăm. Cum particip, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să dați follow la Philips Monitors EU. Vedeți că aveți în comentariu fixat link către cont. Trebuie doar să aveți la follow acel cont pentru a câștiga acest monitor. Iar la monitor în brațe. Nu l-am mai luat. Nu l-am mai luat, că... deci cred că fac febră, ești de bun. Hai să dăm drumul, bro. Tu trebuie să dai start, să știi. Eu trebuie să dau start? Da. O mică secundă, te rog. Stai, bro, liniștit. Merge în lag puțin, pentru că jocul e cam mare, ocupă cam multe de astea. Și o să fie și în mișcare și în caz că se mai blurează sau ceva, să știți că este compresia de la YouTube, nu este de la noi, să știți. Asta e cel mai important. 8300 de like-uri, bine rău de tot, vă mulțumesc mult de tot. Cum alegeți câștigătorul? O să scrieți în chat ceva, rămâneți cu mine că vă explic toate detaliile. Stați liniștiți că nu aveți cum să rămâneți pe din afară. La 10.000 de like-uri, Teo 10 face vlog cu tabla Ouija. Nu fac așa ceva, îmi cer scuze, nu-mi place. Samuelito, tu cine zici, mă, că câștigă? Mă bați? Nu știu ce să zic, frate. Diferență de 100 de level între noi. 101. Nu știu ce să zic. Cred că mă cam cocoșează, Teo. Stai să iau o gură din vaza magică. Cum ar fi să scape monitorul? Doamne ferește. Doamne ferește. La zice ca like-uri faci dans de la forță, vreți voi? Dar nu cred, sincer. Ia uite ce zice, fii atent, ia uite ce zice acolo. Clubul... unde? Nu-l mai văd. Când rezolv treaba cu Mărciu, sper că până de nu mai vorbi sper. Peste Sami, ai auzit? Îmi cer peste mii de scuze, dragul meu. Nu mai vorbi... mii de scuze îmi cer. Nu mai milioane peste de scuze. Sami. Gata, vreau continuăm, îmi cer scuze. Mă, nu te rog prost. Se mișcă bine, oare? Ia stai să-mi pun aici. Eu zic. Tu joacă-te normal, joacă-te normal, că zic eu, nu te mai stresa. 10 secunde. Băi, ce joc e ăsta? Call of Duty Warzone. E cel mai tare joc Battle Royale. Nu cred. Sau care e, Sami? Fortnite? Practic 10 decembrie. Să-mi ziceți, vă rog, cum este sunetul, frate. E sunetul prea tare, ziceți-mi cum se mișcă, cum astea, vă rog mult de tot. Bă, Teo. Da, bro, da. Jocul nu trebuia să se mute pe Cold War, pe 10? Nu știu. Nu cred. Mie așa mi-a zis. Bă, ce se aude, mă? A, se aude pe... A, se aude sub... Mă, îmi cer scuze. Fă-ți așa. Gata. Nu înțelegeam ce se aude. Așa. Intrăm aici la loc. Gata, frate. A, nu, se mișcă bine. Se mișcă bine, ok.
Teo câștigă sigur? Hai să vedem, hai să vedem. La 10KO trezești pe CS în cel mai drăguț mod posibil. Fii atent, fii atent, fii atent. Vedem. Stai puțin să vedem. Așteaptă o secundă. Bro, ia zi, tu unde sari? Scoatem web-ul, scoatem web-ul, scoatem web-ul. Scot web-ul? Scoatem web-ul și da, 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 și bagi Discord-ul în bară. Stați așa. Deci, îl șterg, nu? Îl șterg de da, tot? Da, șterg de, exact, exact. Și oprești și eu web-ul, stai. Așa, și oprești și web-ul și dau X și așa. Și acum cred că se mișcă mai bine. Gata, îmi cer scuze, îmi cer scuze. Da, cer scuze. Sperăm, sperăm, sperăm. Gata, 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 gata. Gata, bun, frate, cred că e acolo ok. Sari, ok, eu mă duc la aeroport. Bă, eu am pus... Deci tu te duci la aeroport, da? Hai că sari eu aici, unde da. M-am dus. Sper să fie ok. Deci am oprit web-ul lui Sami că... Na, calculatorul tău nu e chiar așa forță și... Ia să vedem. Deci... Bari papa, bari papa, îți intră în cap, ai văzut? E catchy melodia. Ia, ia să vedem. Da mă, gata, acum se mișcă ok. Se mișcă ok. Nu cred. O să dau sunetul un pic mai încet ca să nu fie prea tare. Ia stați așa. Uite, Master Volume, îl dau pe la 50, că oricum se aude tare. Sau nu, cred că îl dau pe la 60 așa. Gata, perfect. O trezești și zici că ai adus tort. Mamă, dați-mi idei cum să o trezesc pe CSI, frate. Deci eu o să iau ăsta. Dar așa să nu-i zic tacticile lui Sami. Să nu câștige. Au și tu la el. Bă, vezi că am deja 6 kill-uri. Hai că ai 6 kill-uri. Băi, viețile, să fiți martori aici, că ăsta cred că mă fură la... Asta îi dau stream fură, snipe, chat, îi dau stream snipe. Hai că îi dau stream snipe. Hai că îmi dai dacă... Dar bine, că poți să-mi dai, că n-are nicio treabă, gen. Zice lumea că e lag, Sami? Nu, nu, nu. Nu cred că mai e acum. Nu e. Băi, e cam liniștit pe la mine pe aici, pe la tine cum e? Jale, se prea bat ăștia pe aici. Fără mișto. Da. Am sărit bine aici, mă, pe aici. Dar tu ți-ai făcut, frate, loadout-uri. Am uitat mai întâi la un tutorial. Oh, bine. Ce ai, mă, glumesc, ce ai învânt? Nu mi-am făcut. Ok, am un kill. No, no. Stai așa că e unul pe mine. Ce frate, nici să mă joc jocul ăsta, e nevoie la cap. Da, de unde a tras mola? De unde a tras? Te pup, Marinescu, te pup, bro. Bă, a tras unul în mine, dar nu știu de unde, mă, frate. Am 2 kill-uri, uite-l și pe ăsta. Am 3 kill-uri. Bine. A vrut copiii. Bine rău, ok. Deci tu mă crezi că eu nu găsesc playerii? Eu fug după ei, dar nu-i găsesc. Am bănuț, este. Nu găsești playerii, a? Păi zi mersi. Ce mersi? De ce zic mersi? S-am rupt. Ești de bun? Este să mă duc la shop. Viețile câștig monitorul pentru voi, frate. Ia, loadout. Oricum ție ți-l lăsam, Teo. Ok. Sunt curios câte kill-e fac singur. Hai, rup copie. Stai așa că stai începutul. Trebuie să vezi pe Teo cum se activează. Pă bune. O trezești și zici că e 7 dimineața fără mișto. Mai e goarna aia din războiul prâncului, eu nu o trezesc așa niciodată. A zis frumos, frate. Ia vezi.
4 kill-uri. Ăsta se uita la cineva, deci se uita la cineva în partea aia. Ia să vedem dacă îl văd. Așa. Cristian, Cris a devenit viața mea moderatoare. Imediat, imediat îți dă. Ia stați așa, 2 secunde. Imediat rezolvăm, bro. Te pup și îți mulțumesc foarte, foarte mult. Bine vin la noi în familie, sper să-ți placă. Bam, gata. Gata, setăm astea la loc aici. Și intrăm la loc. Gata, gata, s-a blocat un pic și a revenit acum. Deci ăsta se uita pe aici, mă, pe undeva. O trezești și spui că vrei 2 copii. Bă, viața mea, ce s-a stea, mă? Hai, Teo, știu că poți. Mașină, vine mașină încoa? Sau, a, nu, fuge. A, dar vine zona. Mă duc să iau ATV-ul ăla. Sami, cum stai, bro, acolo? Te-ai întâlnit cu cineva? Bă, a venit un șobolan la mine, dar... am slăbuț. Mamă, ia vezi câte avea ăsta aici. Bine. Așa. Mă duc, mă, la Sami, să-i fur toate kill-urile. Mă duc la Teobă să-i fur toate kill-urile. Cristin, pare rău, bro, dar... oh, a murit Sami. Cristi, pare rău, bro, promovor nu fac, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, bro. Hai, mă, că vin... ah, credeam că pot să-ți dau revive. Deci înseamnă că sunt... e lumea acolo, mă duc eu să-i bat, Sami. Te răzbun eu. Te răzbună, mă. Fără mișto. Ce-i, frate, ca ăștia arme de alea cu... le ies fum din... prostii din alea, e nebunit la cap. De 49 de metri, deci e aici înăuntru, ia stați așa. 26. 13, pe aici este. Asta-s, mă, e deasupra? 15 e deasupra mea, mă. Cred. Băi, Sami, nu-l văd pe unul, mă. Cum? 27 de metri. Cum ai vezi, frate? Olu! Mort ăsta? Mort ăsta? Și unde e? Frate, că mă duc și nu, 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 am murit și eu, Sami, am murit și eu. Nu-l vedeam pe ăsta, mă, deci mi l-a arătat pe radar acolo, dar nu-l vedeam. S-a dat elim, Nu mi-a dat, Dar vezi că, a, s-a dus la shop, a dat revive de la shop. Repet, repet. Uite, vezi că vine, da? Stai, îți dau. Ești numărul 1. M-a spart pe mine. Stai așa, că îl bat acum, Bate-l. Ce să-l bat, mă, mai trăgea și din partea aia, mă. Mamă, era unul în spate, Chris, îl scriem pe Instagram, bro, și rezolvăm. Rezolvăm fără nicio problemă. Deci am intrat în gulag, ai murit, bro? Ai reușit să... Da, ai făcut două kill-uri. Bine rău, Sami. Ia să vedem dacă trec de gulag. Cum ne înscriem, trebuie să dați follow la Philips Monitors EU și la final alegem câștigătorul. Vedeți că aveți linkul de la Instagramul contului în comentariu fixat pe chat aici. Ia să vedem, ia să vedem. Ce zici, Sami, îl bat pe ăsta? Îl bat, frate. L-ai concoșat? Aia zic. Cum se cheamă jocul? Call of Duty Warzone. Pui la loadout, sper să apuc. Sami, merge bine jocul, bro? Da, se vede bine. Merge bine. Ai player sub. Da. L-ai spart. Zic eu că-l bați. Nu, no, și mai mult. Maa. M-am mâncat. Rafi, râful, bine, bro, bine. Gata, am decis, poți să dai leave game, bro, și leave with party. Sau tu o să dai play again, direct. Deci până acum eu am 5 kill-uri, tu ai 2, da? Eu ești pe mult dacă... Ce? Nu mă aude Sami, mă?
Ia să zici un pic. De ce nu mă aude? Am pus, bro, am Da, m-am pus pe mut din greșeală. Am un bind și apăs din greșeală pe el. Da, eu asta ziceam, că vorbeai pe mut, adică nu. A, deci tu nu mai auzi cu nimic. Deci tu ai 5. Nu, eu am 5 și tu ai 2, da? Stai să-mi notez aici. Nu, tu ai 6, tu ai 6. Am 6 dacă am câștigat la gulag. Da. Unde? Uite-mi pun... Uite aici. Deci 6 kill-uri. Și tu 2, nu? Da. Teo. The Sam. Gata, mă. Ești pe mut, da, bro? Știi care e faza? Eu am buton la Discord să mă pun pe mut pe butonul ăsta, știi? Și pe același buton, dacă la apăs, dau cu pumnii în nu în cred. Call of Duty. Da, și la apăs din greșeală. Asta e toată faza. Deci, repet, ca să câștigați, ca să puteți să vă înscrieți la giveaway, trebuie să dați follow la Philips Monitors EU. Este contul din comentariu fixat, ok? O trezești cu un pupic? Dar de ce vreți să mă sutrezesc? Vă v-ar plăcea, mă, dacă ați adormit să vă trezească cineva? Mamă, frate! Andreea, i-am dat moderator pentru că și-a luat membru nivel 4. Și am trecut acolo, că așa va, sau nivel 5, de fapt. Așa. Se pun și astea din urmă, mă? Da. De ce nu te apuci de Free Fire? Bă, m-am jucat parcă un match cu CSI pe telefon. Dar nu e Free Fire și cred. pe calculator, mă? Nu. Nu, asta zic. Nu, e doar pe telefon. Nu mă joc de pe telefon. Cum ar fi fost să facem asta pe telefon? A spus cine a câștigat? Nu, la finalul streamului, o să zicem. A? Cum ar fi să facem asta pe Fortnite? Pe n-avea nicio șansă. Decât dacă îți furam kill-urile. Deci fii atent, bro, eu o să sar, uite aici. O trezești cu o ferie de cașcaval, păi și de unde scot, mă, cașcaval? Se referă la bani? Dacă se referă la bani, n-avem. Se referă la o ferie de cașcaval, ăla gros. Vrei să facem un match și să sărim împreună să vedem care fură cu kill-urile? Care fură cu kill-urile? Da, vrei să facem așa, Caterin? Mamă, cred că o să fiu prea maestru pe asta și nu cred că o să fiu la fel. M-a bătut un om din prima. Mă, te auzi, forță, eu credeam că ești tu, dar nu știu de ce. M-a bătut poate în cap. Deci m-a bătut poatele. Mamă, cred că o să fie match-ul meu ăsta, chat. Mai nu poți să cred, ai murit și la gulag? Pe Instagram, uite-te în comentariu fixat, n-am murit la gulag, acum joc. M-au bătut mă și la gulag. Nu cred. Să mor. Deci 0 kill-uri match-ul ăsta, ia să vedem pe Samuelito. Viața mea, cum mă înscriu în monitor? Hai, vorbește viața cu mea. Ei. Ai un comentariu fixat la live, l-ai citit? Pentru a câștiga monitorul trebuie să dai follow la și link-ul acolo. Deci se numește Philips Monitors EU. Dacă strâng bani să dau revive. Ia, mă, bro, și joacă. De ce, mă? Ce asta, frate? Joci fair play? Da, frate, normal. N-ai avut nicio șansă în fața mea. Sami e altceva, mă, Sami e altceva. Haideți, băieții, putem face 9k like-uri doar dacă vor. Sunt foarte mulțumit de like-urile actuale. Și vă mulțumesc mult pentru tot. Vezi că e secat ăla. Nu cu asta, nu cu asta. Uleu, e shotgun ăla. Încarcă. Fii atent, apasă X, apasă X. Nu pe asta. Bravo. Și în spate. Aici. Mamă, i-ai rupt, i-ai cocoșat. GG.
Hai GG pe chat acolo pentru Sami, nebun, i-a rupt, ești nebun. Bă, frate, ți-am arătat doar așa puțin că se poate, se poate, dar nu mă supăr, știi? Nu mă supăr. Doar așa. E rău, Sami. Pe cine m-a cărat la Fortnite se vede, tot Battle Royale. Stai, câți bani? De câți bani am nevoie? 4000? Antonio, dacă ești norocos, bro, îl câștigi, dacă nu, n-am cum să ți-l dau ție. E un concurs la care toată lumea are șanse egale. De 4000 am nevoie să te cocoșez? Da, bro, de 4000. Deci mă duc tot în altă parte, ești? Da? Și fii atent, facem următorul, mergi să sărim în aceeași parte. Da, nu că da, că ai început bine, nu stau să-ți furc. Ia să văd unde sunt aici. Ah, ci că nu mă duc lângă el. Da. Da, lângă mine. Nu m-am gata. Ia uite GG-ul pe chat acolo, Samuelito. Aia. Ce face tataie? Cred că doarme. Mă rog, sigur. Sami, ai văzut mă vlogul cu tataie? Da, frate, l-am văzut, e prea tank. I-a mai dat lui unul down. Elicopter aici. Nu am guns. Nu cobori și tu aici? Nu, a fost lume pe aici pe la mine, nu e niciun loot. Am la mine pe volan de ăștia. Ce-mi doresc în acest moment este puțin armurică. Mamă, nimic n-am aici. Mă duc aici. Te rog. Da, Cristi, mă uit după, bro. Cât costă Call of Duty, e gratis Warzone. Player și n-am Gata, am găsit și eu cutie, ia să vedem. Și îl stric, nu e bine. Cam liniștit pe la mine pe aici. La mine nu mă vânează doi șobolani care le-am dat down, dar n-am armuri să-i bat. Frate, armură îmi doresc. Sunt doi la tine. Da, dar n-am armură. Trebuie să dea drop-ul într-un minut. Stai cum o plimb eu cu ăsta pe aici. Hai să ne plimbăm. Hai cu Fortnite, te auzi în chat acolo. Mai jucăm, mă, Sami, Fortnite? Da, frate. Da, mă, trebuie să... Deci la jocul ăla trebuie să mă înveți să construiesc, atât. Atât. Altceva nu trebuie. Nu trebuie, a? Ba da, trebuie să mă obișnuiesc bro, cu armele, gen. Cu schemele, am văzut că unii își fac darea, deci vin oarecum peste mine. Și când aterizează îmi dă un shotgun în cap și mor. Da. Florin Dumitru cu 10 euro. Eu zic. Hei. Imediat. Salut Teo, îmi place tot ce faci, dacă poți să mă saluți ar fi super. Te pup, Florin, îți mulțumesc mult de donații și mă bucur foarte mult că îți place ceea ce fac. Deci că o fac cu bucurie. Deci și... eu practic, fii atent, o întrebare. Ia zi bro. Dacă eu arunc armor box din asta pe jos și mi-au dat armură, nu mai poți să iau încă o dată? Nu mai poți, doar o dată poți. Mamă, ce șobolan. Ăla nu se distruge pentru că... Aolo, m-au văzut ăștia. Nu se distruge pentru că îl mai lasă până îl iau și eu, știi? M-am înțeles. Sunt doi la mine aici. Și au dat și UAV, deci ăștia mă văd, nu o trezesc pe ce zice aveți. A, bă, și da, pe mine, gen, normal. Doarme cu o poftă de aia de nu ține să crezi. Da mă, frate, pe bune. Așa sunt gagicile de streamer. Uite cum curez să câștig un monitor, să vi-l dau la giveaway. Tu ce faci?
Sami, ia zi, mă, mergem pe ăștia? Nu știu, frate, unde sunt ăștia, stai. Ia, pune-mă dacă vrei. Uite, uite unde sunt, uite-te pe, uite-te pe mapă. La shop acolo. Nu-i văd eu. Cum, mă, nu? E la bounty. Eu nu-i văd, eu nu-i văd. A, la bounty, am înțeles. Da, bro. Stau ascunși nebunii. Așa, au luat loadout. Stai, mă duc să-mi iau eu loadout. Repede, repede. Mamă, sunt 3 loadout-uri aici, înseamnă că mai sunt 2 echipe pe lângă noi. Una vine. Mort ăsta. Și mai sunt aia din casă de acolo. Ce casă, frate? Din casa aia de acolo de la loadout? La bounty, da. Uite. Mort unul și mai unul. Bați cu ei? Am bătut unul și cred că intru și peste ăsta. Gata. Ciobolanici, nu știu. Ăștia vezi că jucau bine de tot ăștia, mă. Cum mă jucau bine că i-am rupt? Și zic, pe mine, pe, eu n-am știut, frate, să folosesc prostii de alea, adică cel puțin n-a. Ce n-ai știut să folosești? Uite să iei harbitul ăsta, văzut să poți să vezi. Și să-ți iei, uite, kill-ul ăsta e bun. Florin, iar cu 5 euro, ești youtuberul meu preferat, să simt tot ce faci, bă, mulțumesc, nu sunt. Nu știu, au pus ceva mine de alea pe jos, unde dau, unde dau rău de tot. Văd niște shotgun-e, tu ești? Nu, mă duc acum la ei. Ia să-i vedem. De cât timp te joci Warzone? Jumătate de an, cred. Da, jumătate de an, de când m-am apucat eu să fac live-uri. Au dat și UAV, mă? Da, mă știu. Unde sunt șobolanii ăștia? Sunt la mine aici. Bătuți amândoi. Bun. Cred că m-a dat cu dăștia mai slab, mă, că ai level mai mic. Posibil, posibil. Cred că am rupt cam. Stai că a spart unul geamul, a spart unul geamul la mine. Păi bate-i tu. Sau vin să-ți iei fur. Ia să văd. Când faci extragerea în 40 de minute, cred, bro. Nu, Sami? Oră nu știu cam. Da, ia zi, cam că îi rupe și Sami, cum ar fi cred... să dăm win, bro? Cum ar fi? Cum ar fi? Am dat la forma, dacă dăm și la Warzone, suntem numărul 1, ne facem echipă și mergem la campionat. Am dat la forma, ai zis? La Fortnite, n-am zis Fortnite, am zis Formai? Ai zis For... Oh! L-am ciorbit. Bun! Hai că e bine așa, îmi place gen! Unde e? Uite, e pe jos pe aici. Ia. Ce-i place lui șobolanul de... După ce-i tragi, mă? După un elicopter. De ce? Ca să-l dărâm. Ce s-a făcut? Ce mi-a furat kill-ul, mă? Să fac kill-uri, să le dau la vis, să nu le mănâncă. Băi! Nu vreau, mă, ești nebun, 3 cartușe am tras, nu mai trag, că rămân fără. La Ford, mă! Hai că am vorbit bine, mă! Și mai unul. Sami, fii atent, vino la shop aici și ia, mai ia un loadout. Dar degeaba, frate, iau... nu știu, mi s-au dezactivat alea loadout-urile și nu mai am ghost. Păi fii atent, a, nu mai ai ghost. Nu știu de ce mi s-a dezactivat, cred că de la turneu de atunci de când am jucat. Păi, băi, să știi că n-are treabă, că sunt cu totul diferite. Eu cred că l-am dat pe default, nu știu.
De ce Zesami nu are facecam, bro? Se mișcă... N-am eu calculator să-mi suporte și facecam-ul lui și se mișcă urât, gen, dacă îi pun și facecam-ul. Da, las că îl îmbunătățesc eu, nu problemă. Ce zici, Sami? Fac și eu upgrade la 3080? Bun! Tu ce ai, 3080 sau 3090? 3080. 3090, eu am auzit că e avion, mâncați și. 3080, 3080 am. Știu că ai 3080, dar am auzit că 3090 e avion. Uite mă, iar ăsta. E același an? L-am lăsat fără armă, nu? Cum extragi câștigătorul, o să vă pun să scrieți ceva pe chat. Și din aia, o să vedeți. Nu vă grăbiți. Când scoți piesă, sincer nu știu, vreți să o scot? Îți place mă să am piesa? Facem, rupem Fortnite în două. Sami și Teo. Scoteți din casă că se joacă într-una. Viața la 347 subs, faci twerk? Nu fac mă twerk în seara asta. Facem noi altă dată, dacă vreți. Ne mai trebuie 300 de abonați să facem, vezi că nu e rău. Pe ce grafici joci pe low, bro? Deci cu nimeni să nu mă întâlnesc, mă? Vezi că dacă nu iei loadout-uri, poți să iei măcar UAV, să-i vedem pe ăștia pe mapă, bro. Poți să mai faci cu Zesami live-uri, dacă vrea să mai facem, eu fac cu el. El să vrea. Nu mai fac cu Teo. Auzi, eu am vrut, ești de bun. Nu, ca like-uri, sunteți numărul 1. Vă mulțumesc mult, tot frate. Normal că facem. Dacă facem și 10.000, atât îmi doresc. Să facem 10.000 de like-uri. Asta e dorința lui. Bă, dar nu mai dau și eu de player. La mine, la mine, Sami. Mă omor. Nu cred, unde ești? Ești în... Da, mă omor. It's all on you, bro. Deci eu am făcut câte kill-uri? 6 kill-uri iar. Și tu ai 3. Notăm aici. 6 kill-uri. De ce nu merg? Mi s-a băgat telefonul. A, gata. Nu pot să cred, ce mi-a dat așa ăsta? M-a aruncat în aer. Te-a bătut? Ce mi-a dat? Cu shotgun, bro, cu shotgun. Vezi că shotgun-urile sunt overpower rău de tot în jocul ăsta. Rodere mi-a dat un hit, eu ce-am avut același de ăsta. Ia stai, că am... am ăsta, cum se numește, am gulag. Ia să-l vedem pe Sami, mă, ia. Ia. Hai cu 10K. Hai cu 10K. Mamă, l-ai cocoșat. Eu sunt pe live de la început, ia o să te pupăm, sorry. 3100 de oameni pe live puțin, auzi ce zice, cum să fie oamenii ăștia puțin? Sara, tu îți dai seama să ai 3000 de oameni lângă tine, efectiv? Că eu aș paraliza, aș leșina. De ce e elicopterul ăsta aici? Păi că sunt oameni, ah. Păi, Sami. Cum te înscrii la extragere, dai follow pe Instagram la contul din comentariu fixat. Deci ai 4 kill-uri, bro, da? Nu știu, acum. Nu știu, cred. Stai că vedem acum, da, deci eu 6, tu 4. Dă-i play again. De ce nu te-ai mai jucat Phasmophobia? Păi a trebuit să ne jucăm, bro, să putem să și concurăm la ceva. 16 secunde mi-arată. Cum mă, dă-i leave game atunci și dă-i leave it part. Gata. Așa. Așa, a trebuit să intrăm într-un joc în care putem să ne duelăm cum ar veni, să vedem cine câștigă dreptul de a face giveaway cum ar veni. Teo, joci cu RAM? Nu, bro, joc cu AMAX. Calculatorul vine și în alte țări? Nu cred. Monitorul, nu cred. Sper că la monitor te referi. În cât timp alegi câștigătorul? Cred că în... 40 de minute cred că mai durează meciurile astea. Cam așa.
Ia stai să mai pun și eu un story. Sami, cum poate să facă giveaway? O să vedeți. Dar nu cred că câștigă Sami, sincer, că am rupt băieții pe Call of Duty. Prea bun, prea bun Teo. Noroc, noroc că-i dau revive. Zeroșca, a devenit membru, te pup, bro, bine venit. Lăsă-mă de tot. Nu vreau să mă gândesc, frate, cum era challenge-ul ăsta pe Fortnite. Merge și pe telefon jocul, nu bro. Adică e și un joc Call of Duty pe telefon, dar nu e același. E asemănător, dar nu e același. Ce trebuie să faci pentru a câștiga? Trebuie să dai follow la contul de Instagram din comentariul fixat. Trebuie să dai și unitate. N-am cum să dau bro și unitate. De unde atâtea? Abia face live. Dar vrei puțin, adevărat. Cum ar fi să facă giveaway cu calculator și eu să fac de pe lemnul ăsta? Ia zi, uite eu sar aici, frate. N-a mai strâns nimeni cu mine aici? Nu cred. Ai uivit din prima, bine. No, no. Am murit. Membrii și moderatorii pot concura, nu? Normal, poate toată lumea să concureze. Sami, te-am dezamăgit. Nu cred că ai murit și în gulag. Ah, nu, 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 sunt aici în gulag. Aștept să văd ce se întâmplă. E gratis doar modul Warzone, mi se pare că jocul efectiv Call of Duty Modern Warfare 2 costă. Gata, mă, l-am bătut pe ăsta. Prin curier n-o să vă dau eu personal. Unde să sară, mă? Vreau personal de la Teo. Îl vrei personal tu? Da. Nu cred că facem 10k? Asta e, frate. Asta e. Am găsit un harbit, e bine. Mamă, e cam pârnaie pe la mine pe aici. Ce te-a determinat să te apuci de YouTube? Voi. Vreau și eu să câștig. Sunt aceleași șanse pentru toată lumea, până la urmă. Mamă, cum arată clădirea asta, frate. Și că mă joc fasomofobia cum fac lumile astea.
Peste mult, da. Pe monitorul vine și în alt țări, nu cred. Dacă e cazul... Stați așa să întreb, să văd. Doar în România o să fie livrat monitorul. Îmi cer scuze pentru cei din afară. Uite mă, deci am dat de unul și eu am doar shotgun în mână. Joacă-o pe asta, Sammy. Ce face Teo, o să duce după el. Așa trebuie. Iisus. Nu, 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 nu. Mamă, nu mai am armur deloc. Sammy, tu ce faci mă pe acolo? Caut player, frate. De unde mi-a nimic nu găsesc, sunt mâncați. Sunt OP playeri. A murit, mi-a luat snipe. Ai gulag, nu? Nu pot să înțeleg, frate, cum mi-a dat un snipe, atât, un snipe. Bă, de la 7 de metri. Și de la câți metri, frate? Doamne, cred că ăsta a fost hit-ul vieții lui. Fii sus, mă. L-am pus unul pe aici, dar nu mai știu exact unde e. Nu mai e. Nu găsesc armuri. Eu. Ai murit? Da. Nu mai am mult, cred că nici eu. Aștia sunt sus, mă. Ajung și eu la helicopterul ăla. Eu zic să mai dăm un match și după asta decidem. Cred că și da, că păi cred că atâta trebuie. Este. Ia fii atent. A, vine sus mă ăla. Încerc să fac o schemă. Riscam, dar eu încerc. Ia fii atent. Știa, mă, mă, știa. Da, da, te știa, te știa, nu te știa. Hai, de play again. Ah, aveau și loadout ăștia, n-aveam. De unde ești eu? Din București, bro. Se pune dacă am dat follow direct pe Insta?
Normal, trebuie doar să, la, să aveți contul la follow. Să aveți contul de, de YouTube pe public. A, da, și să aveți contul de YouTube pe public, gen să se vadă abonările, neapărat. În alte orașe se trimite, da, da, dar oriunde în România. Dar să fie România, gen. Un meci mai jucam și gata, extragem. Bro, câte, câte kill-uri ai avut? Nu m-am uitat. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu dacă am avut. N-ai avut niciunul? Mă rog, oricum e detașat. Câte am avut, mă, câți am bătut? Cred că 3? Nu, 2, 2, cred că ai avut. 2 kill-uri, am avut 0. Da, 2. Și tu 0, ok. Mhm. Mhm. Deci eu am până acum 14 și tu ai 6. Pot să nici nu mă ajung. Da, 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 așa e. Cum adică pe public, întreabă lumea? Adică abonările, ați văzut că puteți să le treceți pe privat sau pe public? Adică să poată să vadă lumea la cine ești abonat sau nu. Trebuie să aveți ăla pe public. Dar o să mai explic eu asta la un dat. Oricum ajută și Sami, că el se pricepe mai bine decât mine. Ați jucat Phasmophobia? Da. Am jucat prima oară. Da, și contul de Instagram pe public și contul de YouTube. Și contul de Instagram și ăla de pe, ok. Sau Instagram nu neapărat, că caută în followerii de la Philips direct, gen. Da, 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 da. Nu, doar, doar YouTube-ul să-l aveți pe public, neapărat. Și la cine trebuie să fiu abonat, trebuie să fii, să urmărești pe Instagram contul Philips Monitors EU. Nu, pe Insta nu trebuie să ai contul public neapărat. Teo, nu pot să stau 40 de minute, nu pot să fac extragerea. Păi nu în 40 de minute facem extragerea, în 20 de minute facem. Și la cine trebuie să ne abonăm? La nimeni. Bine, ar fi frumos ca gest așa să fiți abonați la amândoi, dar asta nu pot să vă oblig. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să dați follow pe Instagram la Philips Monitors EU. Ai sărit direct acolo, mă duc. Unde mă duc? Nu știu. Mă duc aici, în capătul lumii mă duc. Cum pun abonările pe public? Vă arăt când o să facem. Ia încep să fac schemul ăsta. Îmi spart armura. Ah. Gata, Sami, deja. 4. YouTube-ul ce legătură are? Păi o să facem extragerea pe YouTube. Și după verificăm Instagram-ul dacă ați dat follow sau nu. Știe Sami tot. Nu, viața mea. Cum? Cu mine vorbeai? Da. Știi tu cum să facem giveaway-ul? A, păi dacă ai, păi ai nightbot-ul băgat pe canal? Îl bag acum. Mamă. Oricum sunt logat acolo, gen. Doar că nu l-am băgat la eu ăsta. A, altă s-a tras, dacă e. Am murit și eu viața mea. Tu știi, bro, să le explici mai bine cum să dea contul pe public? Oricum vă arăt. Nu, nu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu pe, pe YouTube, sincer. Ai abonările pe public, pe asta trebuie, asta trebuie să aibă. Stai AFK-ul. Ok,
Deci fiți atenți. Trebuie să dați follow pe Instagram la Philips Monitor SRU, da? Este contul din comentariu fixat. După care, extragerea noi o vom face pe YouTube. Ca să putem să facem extragerea, va trebui să aveți abonările date pe public ca să vedem exact. Sau e obligatoriu aia cu abonările, mă? Da. Da? Așa, ca să putem să... O să vedeți, mă, o să vedeți, vă explic. Să zice că am auzit pași aici. E sus. Ah. Deci ia, eu un kill to zero. Hai să mai dăm unul repede, mă, bro. 40 am avut eu. 40 de kill-uri ai avut? Bine, strec aici, da? Ok, ok. Deci să am 40 de kill-uri. 0 0. Slăbuți ultimele două meciuri. Telefonul l-ai dat deja? Nu, încă e giveaway pe Instagram. Ce-ai făcut, mai ieșit? Deci tu nu ești cu mine în party. Nu ești cu mine în party. Da, așa. Păi și cum fac? Păi ieși atunci. A, gata. Sunt ieșit. Gata, dă-i dos. Ești cu mine aici? Eu nu te văd. Sunt, nu. Uite, ai dat start acum, nu? Da, am dat. Te pup, Antonio. Salvează-mă, deși sunt live în care joci Warzone, nu pot să intru. Da, îl salvezi, Antonio. Deci rămâne pe public live-ul ăsta. Poți să te uiți mâine sau ceva. Sărim amândoi sau iar... Fii atent, hai să sărim amândoi în Superstore. Și ăla. Și după aia le explic... Îți arăt eu, spun ping. Și după aia le arăt oamenilor cum să pună abonările pe public. Și dăm drumul la înscriere. Și după aia aflăm câștigătorul. Și aia e. Mamă, deci am dormit azi noapte, frate. Știi bro sentimentul ăla în care... Deci fii atent, tu te culci, să zic, numai la două în fiecare noapte, să zic. Dau un exemplu, știi? Așa. Și te ia, să zic, într-o seară, somnul pe la 8-9 și zici, bă, nu mai pot, vreau să mă culc, ești nebun. Și te trezești la 12. Nu, și știi, când te trezești, fix la 2, fix la ora la care trebuia să te culci. Și după aia nu mai ai somn deloc. Așa am pățit azi noapte. Deci auzi la cât am adormit eu, la 9, ești nebun, am adormit. Am adormit la 9 da, și m-am trezit la 2 și după aia până la 7-8 n-am mai dacă se întâmplă da. Asta. Am mai și condus o oră și ceva pe drum. Am făcut live și cu Sami. Și acum de 2 ore jumate facem live la mine. Deci a fost ziua asta nebunie. Aolo, l-am dat pe ăsta. Am dat și el mai. Mamă, Sami, mai trebuie 140 de abonați să fac 347 de mii, ce mă? Dau băieții subscribe, cum să nu dea? Dă chat acolo, rupe! Ia o zi pe Antonio, te pup Antonio, bro, și îmi pare rău că n-ai fost pe live să vezi tu în zonă. E că nu-l văd pe Antonio, unde e Antonio? N-a apărut donația, sau? A, nu, eu nu văd. Donație pe ce? Pe super chat? Da. Nu, donație a fost. A, nu, că ai delay 30 de secunde tu. Da, am forță. Ia, uite mă, deci Superstore-ul este aici, bro, și toată lumea sare la Superstore, gen. Te uiți ziua mea, la mulți ani, Patrice, să fii sănătoasă, tot ce-ți dorești tu. Tu vii personal să ne-l aduci? Nu, o să-l primiți prin curier, cel mai probabil. Sau ajungem, mă, acolo, 1500 de metri. Ajungem. Zic că ajungem, hai să vedem. Dă-ți parașuta din timp. Gata, am reușit să-l dau. Aia zic, nu e greu. Cum ai făcut, Oana? Le explică-le și lor ca să știi. Nu trebuie să-ți dai... Ana, nu trebuie să-ți dai contul de Instagram pe public. Trebuie doar YouTube-ul. Trage unul în mine, mă.
Aha, pa. Am făcut un kill. Bine. În aer? Sunt în aer, da. Da, 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 în aer am făcut kill. Dar vezi că eu ajung cu 0 armuri. Vezi că ai unul fix în spate. 2. Sunt pe tine. Hai că te ajut cu ei, te ajut cu ei. Hai, ce să mai ajut, că mă bușează. Hai să sărim, bro, uite aici, că n-ajungem la super. A, nu știu, a, aici? Da, 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 da. Unde-o sărit ăștia, mă? O sărit vis-a-vis, nu? Nu știu. Dar de ce bazucă în cap le dau? Da, și eu am tot bazucă. Hai, păi, mâncați. Nu trebuie să plătiți nimic, nu trebuie să plătiți curier, nu trebuie să plătiți nimic, nu ce aveți. Uite, uite, e acolo. I-am dat down? Hai, păi, hai, păi, ei sunt aici. Hai, păi, nu. Mai am un glonț de la de bazucă. Nu mai am niciunul. Asta am vrut să văd. Păi și unde e? Vezi că mai e unul pe acoperiș. Trebuie să genere strada acum. Nu crezi, deja am fost la unul. Te one shot, te one shot, te one shot. Vine, vine unul acum, vine unul acum, îl blochez. Ce face Chessy doarme, bro? Hai gulag. Ai făcut vreun kill? Am făcut eu două. Haha, nu mai ai nicio șansă să am eu dau monitorul, gata. Fă extragere, te rog, imediat terminăm ăsta și facem. Păi lasă, brodere, că a fost la tine, n-avea sens să-l dau eu. Uite cât era să mai... live următor, când îl dădeam? Tot aici. Dar-l dădeai tu. Bine! N-aș bine să-l dau eu, te rog. Nu, îl dăm amândoi, că suntem amândoi aici, frate. Venit un monitor de la Teo Zeciu și Zesami. Vă scriem pe el. Da. E ecran dacă vreți. Punem pe desktop poză. Ia să vedem. M-a bătut cu grenada, mă, mâncați și cu rata. Am reușit și eu să-mi dau pe pubii. Dați pe iconița voastră cu poza contului. Va apare acolo privacy și debifați abonările să nu fie private. Deci așa trebuie să faci. Vedeți că a scris Sandra în chat. Gata, mă, Sami, hai să alegem ăsta, nu? Da, 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 hai să-l dăm. Stai așa să pun desktop-ul să te vezi și tu, nu? Sau am cum, nu? A, nu. Poți să te vezi, dar trebuie să-ți activezi asta. Dă-i, dă-i așa, dă-i așa, dacă hai, hai să-i dăm așa, hai să-i dăm așa. Că știi cum e, că la pielea goală la... Deci aici trebuia să fie Sami, dar nu mai e, nu mai e. Și-a dat tricoul jos și-a dat asta. Hai că mi-o pe mie dacă e. Am, bro, stai liniștit. Stați așa un pic. Deci eu trebuie să-mi pun acum... Deci aici trebuie să intru la Nightbot, da? Ia să dăm aici login. Login with YouTube. Așa, permiteți. Hai să pun și eu ăsta aici ca să vedeți exact ce fac, frate, să nu vă plictisiți. Așa, Sami, stați că-și pune tricoul ăsta. Cum? Să vii să-mi zici ce să fac aici la ăsta. Mai dau web sau nu? Cum vrei tu, da, 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 poți să dai, poți să dai. Hai că dau acum ăsta. Haide. Haide cu extragerea aia, băieți și fete. Stați două secunde. Ia stai o secundă. Opa, hopa, Penelopa. Ia uitați-l pe Samuelito acolo. Aia zic. S-a pus pe întuneric, s-a pus pe toate alea. Ia zi, Sami, cum fac brocul ăsta? Că nu știu. Giveaways dau aici? Deci stai giveaways. Puțin. Deci trebuie să intri pe Nightbot. Stai o secundă. Am intrat. Uite, TV. Vezi că ți apare. Dacă vrei să dau share screen ca să mi vezi direct ăsta în timp real. Da, 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 dai. M-am uitat la bătaie.
Așa, gata. Ia stai să... așa. Dai, intrăm pe Nightbot aici. Așa. Da. Perfect, e pe canal? Da, uite, îți vede chat-ul, perfect, bun. Dai keyword, selectezi keyword. Keyword. Selectează mods. Selectezi da. Mods de... nu, 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 tot, tot, așa, așa, dai. Ce faci? Nu, gata, nu, gata, așa, da? Sunt toate selectate? Da, sunt, trebuie să fie cu albastru, nu? Da. Așa, hai că e prima oară când bun, fac asta, să-mi iertați dacă perfect, să mă perfect, așa. Perfect. Keyword punem... Keyword punem 144HZ. Da. Așa. Antispam... și... nu. Enable. Disable. Da. Sau dai disable, da, așa. Cum? Hai, și acum lumea, oamenii se scrie 144. Deci, voi ca să vă înscrieți la giveaway, trebuie să scrieți în chat 144HZ. Da, dar stai că eu nu mă văd, eu nu mă văd, eu nu mă văd acolo. Pot, pot, cred că pot să... A, da, da, da. Pentru că aveam share screen. Stați așa că rezolv imediat. Stop streaming. Gata. Gata, se vede Samuelito acum. Dacă scrie, dacă scriu oamenii 144, practic ar trebui... Deci trebuie să scrieți 144Hz, practic câți herți are monitorul. Și acum cât scrieți toți 144Hz în chat, o să vă mai fac o prezentare, dar poate unii n-au fost la început aici. Nu s-a mărit, aolo, am dus un monitor pe acolo, iartă-mă iubire dacă te-am trezit. Am trezit-o și pe... ia uite, deci direct cu chat-ul aici, ia vedeți. Ia și zice, exact îți apar oamenii. Word. Zero eligible user, sau trebuia să-mi apară aici? Mă, tu ți-ai băgat Nightbot-ul pe canal? Da. I-ai dat acces, i-ai dat moderator? Da. I-ai dat și moderator? Da, mă, eu așa știu, ia stai așa. Deci, stați așa un pic. N-am făcut bine, nu stați așa, nu mai scrieți. Nu, că nu, 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 stai. Au, mi-am dat costa în gură, mâncați. Două secunde, imediat vi-l prezint. Două secunde, deci stați așa, YouTube Studio. Așa, trebuie să intru la setări. Comunitate. Da, bro, l-am... A, nu mai am Nightbot-ul aici, moderator, mă. Da, mă, dar trebuie să-l dai pe moderator. Cum fac? Păi te duci pe ăsta pe site. Așa. Îi copiez link-ul. Stați așa că degeaba scrieți 144HZ. Stați așa, opriți-vă un pic. Hai că până ajunge la ei informația. A, de fapt, da. Ia dashboard. Join channel. A, gata, 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 am găsit, bro, am găsit. I-ai dat, i-ai dat și acum moderator? Acum. Forță. A, dar era, mă! Dar nu l-ai băgat live, bro, nu l-ai băgat pe live. Și cum fac asta? Join channel, e join channel, part channel acolo. Gata, mă, gata. Part channel acum. Așa, și acum mă duc iar... Ți-apare part channel? Da. A, bun. Și adu-te acum înapoi pe giveaway. Așa, și acum intrăm iar pe Discord. Și acum intrăm iar pe giveaways. Și trebuie să mai facem asta o dată, nu? Da. Deci, vieții mai trebuie să scrieți o dată. Stați așa, vă zic eu când. Oricum deci, toată lumea scrie, da? Da, oricum toată lumea spamează, deci e ok. Așa, am pus. Și acum... cum facem? Deci, îmi apare tot zero aici. Ia, dă-mi share screen, asta e. Trebuie să pui pe keyword, brodere, trebuie să pui pe keyword. Așa am pus. Uite, fii atent. Oh, stai așa că am dat live. Ah, de e bine. E bine, da. Stai așa. Uite. Keyword deci 144 am dat keyword, 144HZ. Ia dă-i enable, ia dă-i enable la anti-spam. Uite, mi-am mark. N-au mă treabă, n-are treabă. Ah, ok, dă-i disable i-am atunci. I-am dat, stai să dau un refresh. Nu, și stai puțin că nu înțeleg de ce nu merge. Pune înapoi keyword. E 144. Trebuie să-l pun cu semnul exclamării oare? La început? Nu, n-are. Ia... nu știu, frate, stai tu sigur ești conectat pe canal? Da, mă, uite-mă aici. Uite, te auzeci. Ia, fii atent, fă-te full screen pe live și dă-mi de aici, intră în... E făcut full screen? Stai așa. Deci mă fac full screen la mine, da? Da. Așa. Ai făcut două screen? Secunde, rezolvăm imediat. Du-te în dashboard. M-am dus. Așteaptă, uite. Join channel, bun, așteaptă. Ia dă-i... stai. Dă-i click pe iconița ta în dreapta sus. Așa, settings? Da, dă-i settings, da.
notifications. Și acum ce? Ia de-i la account, de-i la account acolo sus, îl vezi? Aici? A, nu merge. Nu merge. Nu înțeleg de ce nu merge, n-are niciun sens, adică... Ia fii atent, ia încearcă, ia dă-i du-te la dashboard și pune active user, ia. Să vedem dacă cumva ia măcar. Unde pun dar asta? Nu, a, uite, gata, 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 cred că acum merge, bro. A, cred că acum, cred da, că acum da, cred că acum, da, da, acum, da, 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 acum, gata, acum, trebuie acum, să-i acum, dăm cred. Puțin timp, trebuie să-i dăm puțin timp. Și posibil, acum posibil, la... Da, uite, uite, a, gata, 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 gata. Deci fiți Igor, atenți, 244, pun aici, pun aici iar, deci gata, acum dăm. Activează mods, activează mods. Imediat activez, stai așa, deci dau click pe ăsta, așa, da. Asta să dau și pe desktop aici, să vedeți și voi. Deci am gata, viețile mele acum, de da, 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 a trebuit să se liniștească un pic. S-a trezit și iubirea mea frumoasă, mâncăiești gura ei. Deci trebuie să scrieți 144 de HZ acum pe chat ca să vă înscrieți și foarte important. Trebuie să dați follow la contul de Instagram Philips Monitors EU, l-aveți pe, l-aveți, aveți contul, aveți linkul de la cont. Înscrie-te și tu dacă vrei. Aveți linkul de la, de la cont în comentariul fixat pe live și aveți șansa de a câștiga un monitor Philips de gaming de 144 de Hz cu un cu timp de răspundere de 1 milisecundă. Asta ce înseamnă? Majoritatea monitoarelor au 60 de Hz sau 75, depinde. Având 144 de Hz, tu practic când te joci și să zic, uite ce ne-am mișcat noi acum Warzone sau ce ne-am mișcat Phasmophobia. În momentul în care tu faci niște mișcări bruște, tu vezi imaginea clară, practic, în loc să o vezi neclară cum e la 60 de Hz sau 75 de Hz. Și asta pentru gamer e un avantaj foarte mare, credeți-mă. Deci eu când am trecut de la 60 de Hz la 144, s-a văzut diferența. Eu, de exemplu, nu pot să mă joc la un monitor de 60 de Hz acum. Bine, tu poți, bro, să te întorci la unul de 60 de Hz acum, după ce te-ai jucat? Nu, niciun caz, niciun caz. Mul- bă, chiar am încercat, sincer, adică să văd cum... Băi, și eu, și eu, și eu, deci îți jur că am încercat. Pe lângă asta, aici în, în setări are diferite moduri special făcute pentru jocuri. Ce înseamnă asta? Deci eu când mă jucam CS1.6, ții minte și acum, frate, pe lângă că mă jucam eu pe 60 de Hz, practic, când mă uitam undeva și era întuneric, eu nu vedeam cine e acolo și... Se rupe imaginea în două, în cum... Da, și poți să faci black equalizerul ăla mult mai mare și poți să vezi foarte bine, ceea ce e un avantaj din nou pentru gameri. Dacă vrei să fii mai presus decât oponenți, un monitor din acestea te ajută. Bine, te ajută și skill-ul. Asta e clar că ați văzut acum că l-am nou și poză Sami. Te pup, bro. Dar pe lângă toate chestiile astea, ce face monitorul ăsta atât de special? Uite, stați așa să îl vedeți mai bine, să-l vedeți full. Deci el la prima vedere este un monitor office, doar că el e de gaming, dar doar voi știți asta. Și știm cu toții cât suntem studenți, cât suntem elevi, ne toacă părinții cu învață, fă-ți temele, da, și tu îi zici, mamă, dar vreau să mă joc și eu puțin mai întâi, că acum sunt băieții la joacă și după ne facem temele. Nu, trebuie să lucrezi acum. Tu ce poți să faci? Având un monitor din ăsta office, tu îi zici că l-ai luat pentru proiecte sau nu știu ce. Sau când, uite cum sunt eu acum căsătorit între ghilimele, vine iubirea mea la mine și zice, păi, dar nu m-ai băgat în seamă deloc azi, eu vreau să stăm și noi amândoi, că doar nu ești căsătorit cu monitorul ăla cu nu știu ce. Hei, 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 lasă-mă, lasă-mă. Bă, pare că nu dormea. Da, mă, s-a trezit, s-a trezit. Tu nu, bebe, dar în majoritatea relațiilor ce, nu e așa? Ia zi-mi. Nu! Tați că mă bate și pe live. Așa, viețile mele, voi, practic, pe ăsta luați cu intenția de a face teme, a face proiecte, că tu e cu școala asta online în perioada asta. Puteți să luați pentru a face proiecte, pentru muncă și, practic, voi prezentați monitorul ăsta familiei ca fiind un monitor office. Înțelegeți că nu pare, n-are luminițe de alea de gaming, știi? Și tu când te întreabă de ce te joci, de ce nu știu ce, păi nu mă joc, lucrez la un proiect, bam, ai dat alt tab și tu de fapt te joci cod cu băieții, dar de fapt te dai că faci proiecte sau astea, știi? Deci asta face ăsta atât de special. Repet, pentru a vă putea înscrie, trebuie să dați follow pe Instagram la, uite, vă arăt acum și contul. Și să aveți abonările pe public ca să pot alege dintre comentariile pe care le puneți voi aici. Deci Philips Monitors EU. Uite, contul ăsta trebuie să-l aveți la follow. I-am dat și eu chiar dacă nu m-am înscris. Sunt curios câte, oare câți urmăritori avea?
Nu m-am uitat înainte. Ia, intră puțin, că zic eu cât avea. Am intrat. Stai să văd. Deci trebuie neapărat să aveți acest cont la follow pe Instagram. Altfel, mai dăm rol o dată. Cel mai important. A 10.000, avea 9.000 și puțin. Păi avea 9.000 și puțin, sunt 3.000 de oameni. Eu nu văd aici 12.000, vedeți că mai extrag o dată, nu mă joc, verific. Ia să vedem, a crescut? N-a crescut. Păi vedeți că verific, voi n-aveți cum să mă păcăliți. Repet, cum? Hai să vedem cum facem, cum să trec abonările pe mod public, ia stați așa. Deci eu dacă dau pe settings aici, setări, după aia mă duc aici la confidențialitate, uite, playlist-uri și abonamente, vedeți? Eu le-am bifate, uite, doresc ca toate abonamentele mele să rămână private. Voi trebuie să aveți ăsta nebifat. Eu l-am bifat aici, voi trebuie să-l aveți nebifat ca să puteți să apăreți, uite, aici. Asta e toată schema, înțelegeți? V-ați înscris doar 1314, noi suntem 3000, sunteți siguri că ați scris 144 de HZ aici și ați făcut ce v-am zis? Deci, follow Philips Monitors EU și abonările pe public aici. Deci trebuie să aveți asta nebifat. Ok? Vreau să știu dacă e cineva în chat care nu a înțeles ce trebuie să facă. Acum așteptăm, Sami, că la mine e delay mare pe live. Mamă, eu nu pot să înțeleg cum poți să faci live cu delay de 30 de secunde. Băi, frate, știi care-i faza? Scade calitatea dacă pui la latență mai redusă, știi? Și eu cum am și calculatorul ăsta și ne-am jucat și Warzone și voiam să fac și dual web, nu m-am riscat, știi? Uh-huh. Am zis asta. Deci avem până acum 1392. Deci suntem 3200 de persoane, eu repet. Ce-am făcut? Băi. A, eu dacă dau refresh, viețile, mai înscrieți-vă odată, mai scrieți odată 144 Hz, că sunt prost rău de tot eu. Nu cred că ai făcut asta. Da, păi da, de ce nu mi-ai zis că dacă dau refresh se ia asta de la capăt? Deci, follow, stați așa să pun aici să vadă toată lumea. Follow. Scrieți 141 chat. Abonările pe public neapărat. Înlocuiește mesajul fixat. Viețile, mai scrieți o dată 144 HZ în chat, vă rog să mă iertați. Ia uite-l și pe Pan acolo, te pup, bro, te pup. Cum ar fi să câștige Pană? Sami. Dar cum ar fi să se scrie Sami și să câștige Sami, ești nebun? Mi-ai dat monitorul. Hai no, că mi-ai no. Dat, mă. Nu, bro, n-aș da. Accepta ce ai pățit. Deci, repet, follow Philips Monitors EU. Eu nu văd că crește aici. Așa, altceva acum. N-a crescut el până la 13k, până la cât ar trebui, că suntem 3000 de persoane pe live. Eu atât vă zic, vedeți să nu plângeți după aia că n-ați dat follow aici. Și intrați la setări, la YouTube aici, setări, confidențialitate, ăsta să fie nebifat, neapărat. 608, hai mai stăm, erau 1400 înainte, nu? Bebe, nu am cum, iubirea mea, toată lumea scrie 144 HZ, ce ai scris, îmi zici? Nu. Te rog. Am zis că m-am înscris și eu și dacă îl câștig îți dau cu el în cap, că ai făcut mișto de mine. Mă, ce bully. Mamă, auzi, mă, dacă îl câștig îmi dă cu el în cap că am făcut mișto de ea, mă, frate, auzi. Deci, vieții mele, repet, 144 HZ în chat, follow Philips Monitors EU și intrați la setări aici, confidențialitate, ăsta să fie nebifat, neapărat, ok? Și dacă puteți să putem să facem și noi 10.000 de like-uri, ar fi minunat. Ia să vedem. 854. M-am mâncat în curs, Ami? Să dau refresh? Da, te-am mâncat rău. M-am mâncat rău.
Atenție, trebuie să scrieți doar o dată 144 Hz. Oana, nu trebuie să scrii de mai multe ori, că nu intri de mai multe ori. Doar o dată intră de toată lumea. Deci trebuie să scrieți doar o dată 144 Hz în comentarii. Dați follow la Philips Monitors EU și intrați la setări pe YouTube, confidențialitate, și ăsta să fie pe nebifat, ok? Mulțumim încă o dată, Philips, că ați făcut posibil acest giveaway. Teo Tete, mamă, de când nu te-am mai văzut viața, iau-te-l pe Vali, acolo. Ce intră lumea, băi, la giveaway-uri? Ia să vedem cât sunt. 1000. Băi, suntem 3000 în chat, sunteți siguri că a scris? Băi, 144 Hz legat. Deci 144 Hz. Așa trebuie să vă înscrieți, ok? Ai mei doll. Ok. Acum trebuie să așteptăm. Așteptăm să se înscrie. Am făcut și 10.000 de like-uri. Bine rău de tot. Ce zici, Sami? Bine-s? Stai că nu aud, așteptă o secundă. Ah, hai că Sami m-a uitat de tot. Nici mă mai bag în seamă, ești nebun. Ce ai zis, brodere? Am zis că am făcut și noi 10.000 de like-uri. Mamă, altă viață, te uiți altcumva acum la live. Bune. Și ne mai trebuie 7 abonați să fac 347k. E cineva care nu-i abonat să apese acolo să faci noi 347k. Am făcut deja, înseamnă că am bug aici. Înseamnă că am eu bug acolo. Hai că am bug dacă e bagam, scuzați-mă. De ce scrie lumea? Deci avem 1183. Mă bro, există posibilitatea ca Nightbot-ul să le ia mai... Nu? Nu. Păi înseamnă că lumea nu se înscrie, mă. Nu s-a înscris, nu s-a înscris oamenii. Ce să-ți dau, iubirea mea? Sucu? Ia. Păi extragere, la și 20, că au avut timp 6... Da, frate, la și 20, da, facem extragerea. Dar nu știu cum înainte erau 1400 și acum sunt 1200, gen, nu știu care e faza. Da, mă, mai intră oamenii de pe multe conturi, intră până își schimbă contul, până... Ia uzi. Ia pe cine avem aici? Alex, mark eligible. Dar de ce, auzi, bro? De ce mi-apar unii gen neeligibili? Pentru că ăia sunt oameni de la care tu ai dat refresh. Serios? Da. Dar dacă n-au scris iar, înseamnă că au intrat și au ieșit de pe live, știi? Pe să-i facem eligibil. Păi și de ce îl faci eligibil dacă el intră, dacă intră scrie și după aia iese de pe live? Câștigă el și ce faci? Tot îl scoți. Tot o să dau rol încă o dată. Da, erau doar câțiva acolo. Ok. Repet, dacă scrieți de mai multe ori, nu aveți șanse în plus. Știți, odată trebuie să scrieți. 144 Hz. Follow pe Instagram la Philips Monitor. Ia, câte s-au făcut. Aia zic, 10.500. Aia zic. Hai că putem mai mult, frate, putem mai mult. Suntem 3.300 de persoane. Deci, repet, pentru cei care au intrat acum, că au intrat câțiva. Deci, ca să participați, trebuie să scrieți în chat 144 Hz. Follow pe Instagram la Philips Monitors EU. Intrați și pe YouTube la setări, confidențialitate, și ăsta să-l aveți nebifat, nu cum îl am eu aici. Deci să fie în partea asta, ok? Cum era să dau eu a refresh? Mamă. Nu, nici nu mai vine să dau click, mă, frate, pe bune. Nici te rog, ajută-mă, Cristi, cu ce anume să te ajut, bro? Nu găsește unde să dea confidențialitate. Deci pe YouTube, intrați pe iconița din dreapta sus, nu se vede de Sami. Stați, mă, că îl iau pe Sami aici, că oricum nu se vede, gen. Deci Samuelito și ăsta. Ok. Deci, pentru cine nu a văzut, intrați pe YouTube și pe telefon, mi se pare că e la fel, bebe, poți să verifici? Nu știu. Păi intră pe YouTube și vezi. Dă-ți click pe dreapta sus aici. Da. Setări. Da. Confidențialitate sau privacy, că tu mi se pare că l-ai în engleză. Și debifezi, doresc ca toate abonamentele mele să rămână private. Ai găsit? Stați, mă, că intru eu de pe telefon. Deci ia, să văd dacă se poate face asta și de pe telefon, să fie ok pentru toată lumea. Ia, deci home. Așa. Settings. Eu am
istoric și confidențialitate. Unde e? E jos de tot gen sau unde? E pe la mijloc? Caută pe lume. Dar nu găsesc ăla gen. Uite. Ia să vedem. Poate trebuie să intri în altă parte, nu știu, de pe telefon. De nu știu care e faza. Ai reușit, Cristi? Gata, ești 21, dăm primul rol. Ia zi, Sami, dăm primul rol. Dă-i primul rol, hai să vedem care e norocosul. Dă-mi și mie share screen. Ah, da, stai așa. Dar știu că nu ți-am dat, nu? Stop streaming, nu, era share screen, bro. Nu era. Era, bro. Uite, screen 1, așa. Gata, i-am dat și lui Sami să vadă aici. Și acum, bro, eu după ce dau rolul să-mi bage un chat aici cu ce scrie doar el? Da. Ok, hai, deci dăm primul rol, da? Da, uite, hai să vedem. Hai, deci, hai. Vă mai las un minut până la 23, că uite, încă se mai scrie lumea. Deci 144 HZ trebuie neapărat să aveți la follow Philips Monitors EU și trebuie să aveți abonamentele publice. Intrați pe setări, confidențialitate și debifați aici, nu-l aveți ca mine bifat aici, debifați să fie, ok? Ok, gata, la și când se face aici a 23, Sami, promit că am dat rolit, ok? Hai să vedem. Atenție, după ce dau rol, scrieți-vă în chat Instagramele, conturile de Instagram. Instagram direct, da, nu scrieți, adică... Mai zi o dată, iubire. Deci gata, vreau acum toată lumea să-mi scrie conturile de Instagram ale voastre, gen. Fiecare își scrie contul de Instagram, ok? Avem primul rol, Ayan Dodo. Uite, 13 decembrie, de azi subscribe. De azi subscribe, ești de bun. Bro, scrie contul de Instagram aici. Deci, Ayan Dodo. Trebuie să aibă timp, nu? Sau cât? Da, un minut jumate. Deci la și 25, dacă nu m-a scris... Un minut ar trebui, că practic delay-ul e de 30 de secunde, știi? Da, un minut jumate. La și 25, și atent, dacă uite-te pe chat, că e spam mare și e posibil ca să-i vezi numele pe acolo, că vezi că Nightbot-ul le șterge. Vezi? Da. Eu mă uit. Dar o să scrie prima oară ceva, să scrie salut, să scrie orice, știi? Deci Ayan Dodo, scrieți aici numele, frate. Sau scrieți, uite, Dodo Ayan, gata, mi-a răspuns. A, verificăm. Perfect. Deci sunt la Philips Monitors EU aici, la followers. Și o să vezi prima oară dacă funcționează, gen. Vezi dacă te are pe tine la follow, ca să vezi dacă ăsta e contul lui, gen, că sigur te are la follow. Nu, e ok, am găsit. Da, îl are? Uite. Deci uite aici, da? Uite, Philips Monitors EU, Dodo Ayan. Nu pot să dau search pe calculator. Deci a avut follow, a scris aici, mare și pe mine la follow. Acum, ia uite, e fată gamer. Nu? Bine. Păi full screen, se vadă că l-ai găsit, că a dat subscribe, că... Păi ok, la follow aici. Deci viețile mele, Dodo Ayan. Am căutat la Philips Monitors EU la urmăritori aici, am îndeplinit toate condițiile. Este câștigătoarea, acum o să-i dau mesaj, ia. Hello, vătămă! Ai câștigat monitorul. Și cum ar fi, bro, aolo, stați așa, că eu, așa. Cum ar fi, bro, ca după să-mi dea un follow? I-am dat monitor! Deci, felicitări, Dodo! Uite, mi-a dat sin aici. Să-mi lași, te rog, detaliile tale. Nume complet, adresă și număr de telefon. Viețile mele, am jucat de la 5 Phasmophobia cu Sami. După aia ne-am jucat Fortnite. După aia am dat un meci de Warzone. După aia am deschis live-ul.
După aia am jucat Phasmophobia și la mine. Ne-au alergat toate fantomele alea. Am jucat Warzone. L-am bătut pe Sammy rău de tot. Băi, viețene, sper că v-a plăcut, frate. Sper că v-ați distrat cu noi în seara asta. Sper că v-am auzit zâmbețel pe buze acolo. Sper că v-ați simțit bine alături de noi. Mulțumim încă o dată Philips. Mulțumim KFC, mulțumim tuturor sponsorilor de astăzi. Vă mulțumim foarte mult vouă pentru like-uri, pentru că ați fost aici, pentru toate comentariile. Nu-i corect, bro, deci nu-i corect, puiu. Cum să nu fie corect? Ce aveți? Ați avut toți aceleași șanse, bro. Nu începeți da, cu noi fost, corect. A fost tot aleatoriu, n-a fost nimic ceva în plus pentru cineva. Eu înțeleg că sunteți supărat, știu cum e, frate, să pierzi. Știu cum e să nu fii tu câștigătorul și așa, dar până la urmă erau 3000 de persoane, gen. Nu știu... Asta e. Auzi, ce-mi zice cineva, nu te suport. Bro, ce-i mă, ești nebun? Uite mă, nu e. Asta nu-mi place la giveaway-uri. Toată lumea fericită că faci giveaway, dar toată lumea e supărată după când pierde, știi? Asta e. Mă, nu, aia e felicitări, ei, aia e, n-ai ce să zici. Tata viitoare. Mă uit de la 5 și... Cosmine, nu te-am văzut, mă, puiule. Cosmine, deci fii atent. Închid live-ul și-ți dau moderator viața mea ca să te văd după aia. Te pup, băi, Cosmine. Cosmine, un tovarăș, dar mi-a scris acum că nu i-am răspuns deloc. Vă pupăm, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Live-ul ăsta o să rămână public, frate, în caz că nu l-ați văzut pe toți și vreți să vedeți. Și live-ul lui Sami este public în caz că vreți să vă uitați și acolo. Nu uitați să-i dați un subscribe și lui. Un follow pe Instagram, tot ce trebuie acolo. Vă mulțumim.